Manifestul Partidului Comunist Karl Marx și Friedrich Engels 1848 prefața la ediția germană din 1872, Liga Comuniștilor, Organizație Internațională a Muncitorilor, care în condițiile de atunci nu putea fi, desigur, decât secretă. La congresul de la Londra din noiembrie 1847 ne-a însărcinat pe subsemnații să alcătuim un amplu program, teoretic și practic, al partidului destinat publicității. Așa s-a născut acest manifest, al cărui manuscris a fost trimis la Londra cu câteva săptămâni înainte de Revoluția din februarie pentru a fi tipărit. Publicat pentru prima oară în limba germană, el a apărut în această limbă în Germania, Anglia și America, în cel puțin 12 ediții diferite. În limba engleză a apărut pentru prima dată în 1850, la Londra, în. Red Republican, fiind tradus de Miss Helen McFarlane, iar în 1871 el a fost editat în America în cel puțin trei traduceri diferite. În limba franceză manifestul a apărut pentru prima oară la Paris, cu puțin timp înainte de insurecția din iunie 1848 și, recent, în Le Socialist, din New York. În momentul de față se pregătește o nouă traducere. În limba polona manifestul a apărut la Londra imediat după prima ediție germană. În limba rusă a apărut la Geneva în deceniul al șaptelea. În limba daneză a fost, de asemenea, tradus curând după apariție. Oricât de mult s-ar fi schimbat condițiile în ultimii 25 de ani, principiile generale dezvoltate în acest manifest sunt, în linii mari, valabile și astăzi pe ar fi nevoie de unele îndreptări. Aplicarea practică a acestor principii va depinde, după cum se spune chiar în manifest, pretutindeni și întotdeauna de condițiile istorice date, și de aceea măsurile revoluționare propuse la sfârșitul capitolului al doilea nu prezintă o importanță specială. În prezent, acest pasaj ar suna în multe privințe altfel dată fiind uriașa dezvoltare a marii industriei în ultimii 25 de ani și progresul realizat odată cu aceasta, dată fiind aderarea tot mai largă a clasei muncitoare la partid, experiența practică mai întâi a Revoluției din februarie și, într-o măsură și mai mare, a Comunei din Paris, când proletariatul a deținut pentru prima oară puterea politică timp de două luni. Acest program este pe alocuri învechit. Comuna a dovedit îndeosebi că, clasa muncitoare nu poate să ia pur și simplu în stăpânire mașina de stat așa cum este și să o pună în funcțiune pentru propriile sale scopuri. Vezi, războiul civil din Franța, adresa Consiliului General al Asociației Internaționale a Muncitorilor, ediția germană, pagina 19, unde această idee este dezvoltată mai pe larg. Apoi, este de la sine înțeles că în prezent critica făcută literaturii socialiste este incompletă, întrucât ea merge numai până la 1847, la fel și observațiile în legătură cu poziția comuniștilor față de diferitele partide de opoziție din diferite țări. Capitolul al patrulea, deși în esență valabile și în prezent, sunt totuși învechite în ceea ce privește aplicarea în practică pentru simplul fapt că situația politică s-a schimbat cu desăvârșire și că dezvoltarea istorică a măturat majoritatea partidelor enumerate acolo. Manifestul este însă un document istoric pe care noi considerăm că nu mai avem dreptul să-l schimbăm o viitoare ediție va apărea, probabil, însoțită de o introducere care să cuprindă intervalul dintre 1847 și până azi. Ediția de față a venit pe neașteptate și noi nu am avut răgazul să facem acest lucru. Karl Marx, Friedrich Engels. Londra, 24 iunie 1872 prefața la ediția rusă din 1882. Prima ediție rusă, Manifestului Partidului Comunist, în traducerea lui Bakunin, a apărut pe la începutul deceniului al VII-lea, în imprimeria ziarului Colocol. Pe vremea aceea, ediția rusă a manifestului nu putea să reprezinte în ochii Occidentului altceva decât o curiozitate literară. Astăzi, o astfel de părere n-ar mai fi cu putință cât de puțin răspândită era pe atunci, decembrie 1847. Mișcarea proletariatului reiese cel mai limpede din ultimul capitol al manifestului. Poziția comuniștilor față de diferitele partide de opoziție, din diferitele țări. În acest capitol nu sunt menționate tocmai Rusia și Statele Unite. Era pe vremea când Rusia constituia ultima mare rezervă a întregii reacțiuni europene și când emigrația în Statele Unite înghițea tot prisosul de brațe de muncă al proletariatului din Europa. Aceste două țări furnizau europei materii prime și erau în același timp piețe de desfacere pentru produsele ei industriale. Amândouă erau deci, pe atunci, Într-un fel sau altul, pilonia e ordinii existente în Europa. Cât de mult s-au schimbat astăzi lucrurile? Tocmai emigrația europeană a permis Americii de Nord să treacă la acea uriașă dezvoltare a producției agricole, care prin concurența ei zdruncină din temelii atât marea cât și mica proprietate funciară din Europa. Ea a permis... Statelor Unite să exploateze imensele lor resurse industriale cu astfel de energie și pe o scară atât de mare, încât monopolul industrial de până acum al Europei a și în special al Angliei îi se va pune capăt în scurt timp. Aceste două împrejurări, la rândul lor, influențează în sens revoluționar chiar asupra Americii proprietatea funciară mică și mijlocie a fermierilor, temelia întregii orânduiri politice a Americii, este învinsă încetul cu încetul de concurența fermelor uriașe. În același timp, în regiunile industriale se dezvoltă pentru întâia oară un proletariat numeros și o concentrare fabuloasă a capitalurilor. Să trecem acum la Rusia în timpul Revoluției din 1848 la 1849 nu numai monarhii europeni, ci chiar burghezii din Europa au văzut în intervenția rusă singura salvare posibilă în fața primejdiei proletariatului, care tocmai începuse să se trezească. Țarul a fost proclamat capul reacțiunii europene. Astăzi ele prizonier ale Revoluției la Gacina, iar Rusia constituie detașamentul de avangardă al mișcării revoluționare din Europa. Sarcina, manifestului comunist, a fost să proclame pierirea inevitabilă și iminentă a proprietății burgheze contemporane în Rusia însă, alături de o înflorire rapidă a speculațiilor capitaliste și de proprietatea funciară burgheză care abia acum se dezvoltă. Mai mult de jumătate din pământuri se află în proprietatea în a țăranilor. Se pune întrebarea, poate obștea rusească, această formă în mare măsură subminată a străvechii proprietății comune asupra pământului, să treacă nemijlocit la forma superioară, comunistă. De proprietate comună? Sau trebuie, din potrivă, să treacă mai întâi prin același proces de destrămare propriu dezvoltării istorice a pusului? Singurul răspuns cu putință astăzi la această întrebare este următorul: dacă Revoluția Rusă va constitui semnalul unei revoluții proletare în apus, astfel ca una să o completeze pe cealaltă. Atunci actuala proprietate în obște asupra pământului în Rusia va putea servi drept punct de plecare pentru o dezvoltare comunistă. Karl Marx, Friedrich Engels Londra, 21 ianuarie 1882. Prefața la ediția germană din 1883. Prefața la ediția de față trebuie să o semnez, spre regretul meu, singur. Marx, căruia întreaga clasă muncitoare din Europa și America este mai îndatorată decât oricărui alt om, se odihnește în cimitirul din Highgate, iar pe mormântul lui a și crescut prima iarbă. Acum, după moartea lui nu mai poate fi în niciun caz vorba de o modificare sau completare a manifestului. Cu atât mai mult consider necesar să afirm aici încă o dată în mod categoric următoarele. Ideea fundamentală care străbate ca un fir roșu manifestul, și anume că producția economică și, determinată de aceasta în mod necesar, structura societății din fiecare epocă istorică constituie baza istoriei politice și intelectuale a epocii respective, că, în consecință, întreaga istorie de la destrămare străvechii proprietăți comune asupra pământului. A fost istoria luptelor de clasă, a luptelor dintre clasele exploatate și clasele exploatatoare, dintre clasele dominate și clasele dominante, pe diferite trepte ale dezvoltării sociale. Ca această luptă a atins însă în momentul de față o asemenea treaptă, încât clasa exploatată și a asuprită proletariatul, nu se mai poate elibera de clasa care o exploatează și o asuprește, burghezia, fără a elibera în același timp pentru totdeauna întreaga societate de exploatare, asuprire și luptă de clasă. Această idee fundamentală îi aparține de întregul și exclusiv lui Marx. Acest lucru eu l-am declarat în repetate rânduri, acum însă este necesar ca această declarație să preceadă manifestul însuși. Friedrich Engels. Londra, 28 iunie 1883. Prefața la ediția engleză din 1888. Manifestul a fost publicat ca platformă a Ligii Comuniștilor, asociație muncitorească exclusiv germană la început apoi internațională, care, în împrejurările politice de pe continentul european înainte de 1848, nu putea fi decât o organizație secretă. La Congresul Ligi, care a avut loc la Londra în noiembrie 1847, Marx și Engels au fost însărcinați să pregătească publicarea unui program complet, teoretic și practic, al partidului redactat în limba germană. Manuscrisul a fost trimis spre tipărire la Londra în ianuarie 1848, câteva săptămâni înainte de izbucnirea Revoluției franceze de la 24 februarie. O traducere franceză a apărut la Paris, scurt vreme înainte de insurecția din iunie 1848. Prima traducere engleză, întocmită de Miss Helen MacFarlane, a apărut la Londra în 1850, în Red Republican, al lui George Julian Harney. Au apărut de asemenea o ediție daneză și una poloneză. Înfrângerea insurecției din iunie 1848 de la Paris, această primă mare bătălie dintre proletariat și burghezie, am pins iarăși năzuințele sociale și politice ale clasei muncitoare din Europa, pentru câteva vreme, pe planul al doilea. De atunci, lupta pentru preponderență a început să se dea din nou. Ca în perioada dinaintea revoluției din februarie, numai între diferitele grupe ale clasei posedante, clasa muncitoare a trebuit să se rezume la o luptă pentru libertatea de acțiune politică și să ocupe poziția unei arip de extremă stânga a radicalilor stării de mijloc. Acolo, unde mișcări proletare independente au continuat să dea semne de viață, ele au fost reprimate fără cruțare. Astfel, poliția prusacă a dibuit Comitetul Central al Ligii Comuniștilor, care își avea atunci sediul la Colonia. Membrii lui au fost arestați și, după 18 luni de detențiune, deferiți justiției, în octombrie 1852. Celebrul proces al comuniștilor de la Colonia, a ținut de la 4 octombrie până la 12 noiembrie, șapte dintre deținuți au fost condamnați de la 3 până la 6 ani în recluziune. În dată după pronunțarea sentinței, Liga a fost dizolvată formal de către membrii rămași. Cât privește manifestul, părea de aici încolo condamnat să cadă pradă uitării când clasa muncitoare europeană se simți iarăși destul de puternică pentru un nou atac împotriva clasei dominante, luă ființă Asociația Internațională a Muncitorilor. Dar această asociație, întemeiată anume pentru a suda într-o organizație unică întregul proletariat combativ din Europa și America, nu putea proclama de îndată principiile enunțate în manifest. Internaționala trebuia să aibă un program destul de larg spre a putea fi acceptat de trei unionurile engleze, de adepții francezi, belgieni, italieni și spanioli ai lui Proudhon și de la Salleienii din Germania, Marx, care a elaborat acest program spre satisfacția tuturor grupărilor, avea deplină încredere în dezvoltarea intelectuală a clasei muncitoare, dezvoltare care trebuia să rezulte în mod inevitabil din îmbinarea dintre acțiune și discuție. Evenimentele și peripețiile luptei împotriva capitalului, înfrângerile mai mult încă decât victoriile, trebuiau negreșit să învedereze oamenilor insuficiența diverselor lor soluții miraculoase și să croiască drumunei înțelegerii mai depline a adevăratelor premise pentru emanciparea clasei muncitoare. Și Marx a avut dreptate. În 1874, când internaționala se destrămă, ea îi lăsa pe muncitori într-o stare cu totul diferită față de aceea în care îi găsise la întemeierea ei. În 1864, Proudhonismul în Franța, la Saleianismul în Germania erau pe cale de a pieri, de asemenea și trei duniunurile engleze conservatoare, deși în cea mai mare parte rupseseră de mult relațiile cu internaționala, se apropiau încetul cu încetul de momentul când președintele lor a putut să declare în numele acestora anul trecut la Svansea, socialismul continental nu ne mai înspăimântă. Într-adevăr, principiile manifestului făcuseră progrese însemnate printre muncitorii din toate țările. Astfel, manifestul însuși trecut din nou pe primul plan. Din 1850, textul german fusese reeditat de câteva ori în Elveția, în Anglia și în America. În 1872 el a fost tradus în engleză și anume la New York, iar traducerea a fost publicată în Woodhull and Claflin's Weekly. Pe baza acestei versiuni engleze a fost redactată și una franceză, publicată în Le Socialist, din New York. De atunci au fost publicate în America încă cel puțin două traduceri engleze, mai mult sau mai puțin denaturate, dintre care una a fost retipărită în Anglia. Prima traducere rusă, întocmită de Bakunin, a fost editată la Geneva pe la 1863, în tipografia în care apărea colocola lui Herzen. A doua, întocmită de eroi Cavera Zasulici, a apărut tot la Geneva în 1882. O nouă ediție daneză a apărut în Socialdemocratisk Bibliotec, Copenhaga 1885, o nouă traducere franceză în Le Socialist. Paris 1886. După aceasta, din urmă, a fost întocmită o traducere spaniolă, care a fost publicată în 1886 la Madrid. Ar fi greu de indicat cu precizie numărul reeditărilor germane. În total au fost cel puțin 12. O traducere în limba armeană, care urma să apară acum câteva luni la Constantinopol, nu a văzut lumina tiparului deoarece, după cum mi s-a relatat, editorul nu a avut curajul să publice o carte care poartă numele lui Marx, iar traducătorul a refuzat să o prezinte drept o lucrare a lui. Am auzit și despre traduceri în alte limbi, dar nu le-am văzut. Astfel, istoria manifestului oglindește în mare măsură istoria mișcării muncitorești moderne. În momentul de față, el este fără îndoială opera cea mai răspândită, cea mai internațională a întregii literaturi socialiste, un program comun, recunoscut de milioane de muncitori din Siberia și până în California. Totuși, pe vremea când a fost redactat, nu l-am fi putut numi un manifest socialist. Socialiștii erau denumiți în 1847, pe de o parte, adepții diferitelor sisteme utopice, oveniștii în Anglia, fourieriștii în Franța, care încă pe atunci ajunse ajunseseră și unii și alții să fie simple secte pe cale de dispariție. Pe de altă parte, șarlatani sociali de toate soiurile, care promiteau să înlăture prin felurite cârpelii diferitele racile sociale fără a primejdui în vreun fel capitalul și profitul, în ambele cazuri era vorba de oameni care stăteau în afara mișcării muncitorești și care căutau mai curând sprijin la clasele culte. Acea parte a clasei muncitoare care se convinsese de insuficiența unor simple răsturnări politice și susținea necesitatea unei revoluționări totale a societății, acea parte își zicea pe atunci comunistă. Era un fel de comunism încă brut, necioplit, pur instinctiv, dar care nimerise punctul cardinal și era destul de puternic în sunul clasei muncitoare pentru a da naștere comunismului utopic, în Franța, acelui al lui Cabet, în Germania, acelui al lui Eitling. Astfel, în 1847 socialismul era o mișcare a stării de mijloc, comunismul, o mișcare a clasei muncitoare socialismul, cel puțin pe continent, era admis în saloane, comunismul tocmai din potrivă. Și deoarece noi eram dintr-un început de părere că eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera clasei muncitoare însăși, nu puteam sta la îndoială pe care din cele două denumiri să o alegem. Ba mai mult încă, nici de atunci încoace nu ne-a trecut vreodată prin minte să ne dezicem de ea. Deși manifestul este opera noastră a amândurora, mă simt totuși dator să precizez că ideea fundamentală, care formează miezul său, îi aparține lui Marx. Această idee constă în aceea că, în fiecare epocă istorică, Modul de producție economică și de schimb preponderent și structura socială pe care o generează în mod necesar constituie baza pe care se înalță istoria politică și intelectuală a acestei epoci, și prin care își găsește exclusiv explicația că, în consecință, întreaga istorie a omenirii de la desfințarea orânduirii gentilice primitive cu proprietatea ei comună asupra pământului. A fost istoria luptelor dintre clase, a luptelor dintre clasele exploatatoare și clasele exploatate, dintre clasele dominante și clasele asuprite, că istoria acestor lupte de clasă reprezintă o scară a dezvoltării care în momentul de față a atins o treaptă când clasa exploatată și asuprită. Proletariatul, nu se poate elibera de subjugul clasei exploatatoare și dominante al burgheziei, fără a elibera totodată și pentru totdeauna întreaga societate de orice exploatare și asuprire, de orice deosebiri de clasă și lupte de clasă de această idee, care după părerea mea, este chemată să constituie în știința istoriei punctul de plecare pentru același progres pe care l-a constituit teoria lui Darwin în științele naturii, de această idee ne apropiasem treptat amândoi, încă cu câțiva ani înainte de 1845. În ce măsură avansasem eu singur în această direcție reiese din lucrarea mea, situația clasei muncitoare din Anglia când m-am întâlnit însă din nou cu Marx la Bruxelles, în primăvara anului 1845. El elaborase deja complet această idee și mi-a expus-o în termeni aproape tot atât de clar ca cei în care am rezumat-o eu mai sus. Din prefața noastră comună la ediția germană din 1872 citez următoarele, oricât de mult s-ar fi schimbat împrejurările în ultimii 25 de ani. Principiile generale dezvoltate în acest manifest sunt, în linii generale, și astăzi încă tot atât de juste. Pe aici, pe colo ar fi câte ceva de îndreptat. Aplicarea practică a acestor principii va depinde, după cum spune manifestul însuși, pretutindeni și întotdeauna de împrejurările istorice date, de aceea măsurile revoluționare propuse la sfârșitul capitolului al doilea nu sunt valabile în mod absolut. Astăzi acest pasaj ar suna în multe privințe altfel față de formidabilă dezvoltare a marii industrii în ultimii 25 de ani, cât și față de progresul realizat odată cu aceasta pe tărâmul organizării ca partida clasei muncitoare. Față de experiența practică mai întâi a Revoluției din februarie și mai ales a Comunei din Paris, unde proletariatul a deținut pentru prima oară puterea politică timp de două luni, programul acesta este astăzi pe alocuri învechit. Comuna a dovedit îndeosebi că clasa muncitoare nu poate să ia pur și simplu în stăpânire mașina de stat așa cum este și să o pună în funcțiune pentru propriile sale Vezi de civil vor in France, soft de general Consil of the International Working Mens Association Hotel London, Trulov, 1871, pagina 15, în care această idee este dezvoltată mai pe larg. Apoi, este de la sine înțeles că în prezent critica făcută literaturii socialiste este incompletă, întrucât ea merge numai până la 1847, la fel și observațiile în legătură cu poziția comuniștilor față de diferitele partide de opoziție din diferite țări. Capitolul al patrulea, deși și astăzi justem liniile lor fundamentale, sunt totuși învechite în ceea ce privește amănuntele pentru simplul fapt că situația politică s-a schimbat cu desăvârșire și că dezvoltarea istorică a măturat majoritatea partidelor enumerate acolo. Manifestul este însă un document istoric pe care noi considerăm că nu mai avem dreptul să-l schimbăm. Traducerea de față se datorește domnului Samuel Moore, care a tradus în mare parte capitalul lui Marx. Am revăzut-o împreună și eu am adăugat câteva note de subsol spre a lămuri unele aluzii de ordin istoric. Friedrich Engels Londra, 30 ianuarie 1888. Prefața la ediția germană din 1890. De când au fost scrise cele de mai sus, a devenit necesară o nouă ediție germană a manifestului iar cu manifestul însuși s-au întâmplat multe care trebuie amintite aici. O a doua traducere rusă, de Vera Zasulici, a apărut la Geneva în 1882. Prefața la această traducere a fost scrisă de Marx și de mine. Din păcate, am rătăcit manuscrisul german original, așa că sunt nevoit să o retraduc din rusește, fapt de pe urma cărui a prefața nu câștigă deloc. Iată. Vezi, prefața la ediția rusă din 1882. O nouă traducere poloneză a apărut cam în același timp la Geneva, Manifest Comunistic Zni. Apoi a mai apărut și o nouă traducere daneză, în Socialdemocratisk Bibliotec, Copenhaga 1885. Din păcate, ea nu este absolut completă, câteva pasaje esențiale la care traducătorul se vede a întâmpinat dificultăți, au fost omise. Pe alocuri mai există și alte indicii de superficialitate, cu atât mai regretabile cu cât citind lucrarea. Îți dai seama că traducătorul, lucrând cu ceva mai multă grijă, ar fi putut da o versiune excelentă. În 1886 a apărut o nouă traducere franceză în Les Socialistes din Paris, e cea mai bună din cele apărute până acum. A urmat, în același an, o versiune spaniolă publicată mai întâi în El Socialista din Madrid, apoi ca broșură, Manifesto del Partido Comunista, por Carlos Marx și Friedrich Engels. Madrid. Administración de El Socialista. Hernán Cortés, 8 Cu titlu de curiozitate vă mai aminti că în 1887 unui editor din Constantinopoli s-a oferit spre publicare manuscrisul unei traduceri în limba armeană, dar acest om de treabă n-a avut curajul să tipărească o lucrare pe care figura numele lui Marx, fiind de părere că cel mai bun lucru ar fi dacă traducătorul s-ar da el drept autor, acesta refuză însă. După ce în Anglia au fost retipărite în repetate rânduri, când una, când alta din traducerile americane, mai mult sau mai puțin inexacte, a apărut, în sfârșit, o traducere autentică, în 1888. Ea a fost făcută de prietenul meu Samuel Moore, iar înainte de a fi dată la tipar a fost revăzută încă o dată de noi amândoi. Titlul ei este Manifest of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English Translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London, William Reeves, 185, Fleet Street, Eastern Central. Unele din adnotările acestei ediții le-am adoptat și pentru cea de față. Manifestul a avut un destin al lui. Primit cu entuziasm la apariție, după cum dovedesc traducerile enumerate în prima prefață, de către avangardă, pe atunci încă puțin numeroasă, a socialismului științific. El a fost curând împins pe planul al doilea din cauza reacțiunii care s-a dezlănțuit odată cu înfrângerea muncitorilor din Paris în iunie 1848 și în cele din urmă, a fost proscris, de drept, în urma condamnării comuniștilor de la Colonia, în noiembrie 1852. Odată cu dispariția de pe arena publică a Mișcării Muncitorești legate de Revoluția din februarie, manifestul a trecut și el pe planul al doilea când clasa muncitoare din Europa s-a întărit iarăși îndeajuns ajuns pentru un nou asalt împotriva puterii clasei dominante, a luat ființă Asociația Internațională a Muncitorilor. Scopul ei era să contopească într-o singură mare armată întreaga muncitorime combativă din Europa și America. De aceea, asociații a... nu putea să pornească de la principiile enunțate în manifest. Ea trebuia să aibă un program care să nu închidă ușa nici trei dunionurilor engleze, nici prouthoniștilor francezi, belgieni, italieni și spanioli, și nici la salleienilor germani. Acest program, considerentele introductive ale statutelor internaționale, a fost întocmit de Marx cu o măiestrie recunoscută chiar și de Bakunin și de anarhiști. Marx avea de plină încredere în victoria finală a principiilor renunțate în manifest, bizuindu-se exclusiv pe dezvoltarea intelectuală a clasei muncitoare, care trebuia să rezulte neapărat din acțiunea comună și din discuție. Evenimentele și peripețiile luptei împotriva capitalului, înfrângerile mai mult încă decât succesele, nu puteau să nu convingă pe luptători de insuficiența panaceelor de până atunci deschizându-le mințile pentru o înțelegere adâncă a adevăratelor condiții ale emancipării muncitorilor. Și Marx a avut dreptate. Clasa muncitoare din 1874, în momentul dizolvării internaționalei, era cu totul alta decât cea din 1864, în momentul înființării internaționalei. Prodhonismul în țările latine și la Saleianismul specific în Germania erau pe cale de a pieri, ba chiar și ultraconservatoarele trei Uniunii engleze din acea vreme se apropiau din ce în ce mai mult de momentul când, în 1887, președintele Congresului lor din Svanse a putut să declare în numele lor, socialismul continental nu ne mai înspăimântă. Iar în 1887 socialismul continental aproape că nu mai era altceva decât teoria enunțată în manifest. Și astfel, istoria manifestului oglindește într-o anumită măsură istoria mișcării muncitorești moderne de la 1848 încoace. În momentul de față, el este, fără îndoială, opera cea mai răspândită. Cea mai internațională din întreaga literatură socialistă, el este programul comun al multor milioane de muncitori din toate țările, din Siberia până în California. Totuși, în momentul apariției sale, nu l-am putut numi un manifest socialist. Socialiștii erau denumiți în 1847 două feluri de oameni. Pe de o parte, adepții diferitelor sisteme utopice, mai cu seamă o veniștii în Anglia și fourieriștii în Franța, care încă pe atunci ne ajunseseră și unii și alții să fie simple secte pe cale de dispariție. Pe de altă parte, șarlatanii sociali de toate soiurile, care voiau să înlăture relele sociale prin diversele lor panacee și prin tot felul de cârpelii, fără a vătăma cât de puțin capitalul și profitul. În ambele cazuri era vorba de oameni care stăteau în afara mișcării muncitorești și care căutau mai curând sprijin la clasele culte. În schimb, acea parte a muncitorilor care era convinsă de insuficiența unor simple răsturnări politice și cerea o revoluționare radicală a societății, acea parte își zicea pe atunci comunistă. Comunismul acesta era abia schițat, pur instinctiv și adesea cam necioplit, dar el a fost destul de puternic pentru a da naștere la două sisteme de comunism utopic. În Franța, sistemul incarical lui Cabet, în Germania, sistemul lui Eitling. Socialism însemna în 1847 o mișcare burgheză, comunism, o mișcare muncitorească. Socialismul, cel puțin pe continent, era admis în saloane, comunismul tocmai din potrivă. Și deoarece noi, încă de pe atunci, eram categoric de părere că eliberarea muncitorilor trebuie să fie opera clasei muncitoare însăși, nu puteam sta niciun moment la îndoială pe care din cele două denumiri să o alegem. Nici de atunci încoace nu ne-a trecut vreodată prin minte să ne dezicem de ea, proletar din toate țările, uniți-vă, Puține glasuri ne-au răspuns când am lansat aceste cuvinte în lume, acum 42 de ani, în ajunul primei revoluții pariziene în care proletariatul a pășit în arenă cu revendicări proprii. Dar la 28 septembrie 1864 proletarii din majoritatea țărilor europei apusene s-au unit în Asociația Internațională a Muncitorilor de Glorioasă Amintire internaționale ani și-a trăit, cei drept, numai 9 ani. Dar mărturia cea mai bună că înfrățirea pe vecea proletarilor din toate țările, pe care i-a întemeiat-o, trăiește încă și a devenit mai puternică ca oricând, este chiar ziua de azi. Căci astăzi, când scriu aceste rânduri, Proletariatul din Europa și din America își trece în revistă forțele de luptă mobilizate pentru prima oară, mobilizate ca o singură armată, sub un singur stag și pentru un singur țel imediat. Stabilirea, prin lege, a zilei normale de muncă de 8 ore, proclamată încă de Congresul de la Geneva al Internaționalei din 1866 și apoi și de Congresul Muncitoresc de la Paris, în 1889 și priveliștea zilei de azi va deschide ochii capitaliștilor și moșierilor din toate țările, arătându-le că astăzi proletarii din toate țările sunt într-adevăr uniți. Dar ar fi și Marx lângă mine să vadă toate astea cu ochii lui. Friedrich Engels Londra, numai 1890 Prefața la ediția poloneză din 1892 faptul că a devenit necesară o nouă ediție poloneză a Manifestului Comunist, constituie un prilej pentru felurite meditații. Mai întâi e de reținut faptul că în ultimul timp manifestul a devenit, oarecum, un indicator al gradului de dezvoltare al marii industrii pe continentul european în măsură în care se dezvoltă marea industrie într-o țară. Sporește și dorința muncitorilor ei de a se lămuri asupra poziției lor ca clasă muncitoare față de clasele posedante. Ea amploare în rândurile lor mișcarea socialistă și manifestul se cere tot mai mult. Așa că nu numai situația mișcării muncitorești dar și gradul de dezvoltare al marii industrii în orice țară se poate stabili cu destulă exactitate după numărul de exemplare ale manifestului difuzate în limba respectivă. Prin urmare, noua ediție poloneză marchează un progres hotărât al industriei poloneze. Și nu încape îndoială că de la ultima ediție, apărută acum 10 ani, acest progres s-a înfăptuit realmente. Polonia rusească, Polonia Congresului a devenit marea regiune industrială a Imperiului Rus. Pe când marea industrie rusă e împrăștiată sporadic, o parte lângă Golful Finic, o parte la Centru, Moscova și Vladimir, altă parte la Marea Neagră și la Marea de Azov, restul risipită prin alte părți. Cea poloneză se află concentrată pe un spațiu relativ restrâns, având parte de avantajele și dezavantajele care rezultă din această concentrare. Avantajele au fost recunoscute de fabricanții ruși concurenți, atunci când au cerut taxe vamale protecționiste împotriva Poloniei, în ciuda dorinței lor aprinse de a-i transforma pe polonezi în ruși. Dezavantajele pentru fabricanții polonezi și pentru guvernul rus se vădesc în răspândirea rapidă a ideilor socialiste printre muncitorii polonezi și în faptul că manifestul este tot mai mult cerut. Dar dezvoltarea rapidă a industriei poloneze, care a întrecut cu mult pe cea rusă, este la rândul ei o nouă dovadă a vitalității indestructibile a poporului polonez și o nouă garanție pentru apropiata sa renaștere națională. Renașterea unei Polonii independente și puternice este însă o chestiune care nu privește numai pe polonezi, ci pe noi toți. O sinceră colaborare internațională a națiunilor europene este cu putință numai cu condiția ca fiecare din aceste națiuni să fie pe deplin autonomă acasă la ea. Revoluția de la 1848, care, sub steagul proletar, a pus pe luptătorii proletari să îndeplinească ceea ce, de fapt, era treaba burgheziei a și realizat prin executorii ei testamentari, Ludovic Bonaparte și Bismarck, independența Italiei, Germaniei, Ungariei, dar Polonia, care de la 1792 în a făcut mai mult pentru revoluție decât aceste trei țări la oaltă, Polonia a fost părăsită când, în 1863, a sucombat în fața forței superioare copleșitoare a rușilor. Nobilimea nu a putut nici păstra, nici recuceri independența Poloniei. Pe burghezie această chestiune o lasă, cel puțin astăzi, indiferentă. Totuși, ea este necesară pentru colaborarea armonioasă a națiunilor europene. Ea poate fi cucerită numai de tânărul proletariat polonez în ale cărui mâini va fi bine păstrată căci muncitorii din tot restul Europei au tot atâta nevoie de independența Poloniei ca și muncitorii polonezi înșiși. Friedrich Engels Londra, 10 februarie 1892 Prefața la ediția italiană din 1893 Către cititorul italian Publicarea manifestului Partidului Comunist coincide, am putea spune, exact cu ziua de 18 martie 1848 cu Revoluția de la Milano și Berlin, care reprezintă răscularea a două națiuni așezate, una în centrul continentului european, cealaltă în centrul țărilor mediteraneene. A două națiuni slăbite până atunci din cauza fărâmițării teritoriale și luptelor interne, și care ajunseseră din această pricină sub stăpânire străină. Pe când Italia era supusă împăratului Austriei, Germania trebuia să suporte, deși nu chiar atât de direct, jugul tot atât de apăsător al țarului tuturor rușilor. Urmările lui 18 martie 1848 scăpară Italia și Germania de această rușine, dacă, din 1848 până în 1871, aceste două mari națiune au fost reconstituite și, oarecum, redatelor înseși, lucrul acesta a fost posibil, după cum spunea Karl Marx pentru că aceiași oameni care înăbușiseră Revoluția de la 1848 au devenit, împotriva voinței lor, executorii ei testamentari. Această revoluție a fost pretutindeni opera clasei muncitoare. Clasa muncitoare a fost aceea care a înălțat baricade și și-a pus viața în joc. Numai muncitorii din Paris au avut, atunci când au răsturnat guvernul, intenția netă de a răsturna dominația burgheziei. Dar oricât ar fi fost ei de conștienți de antagonismul de neînlăturat care exista între propria lor clasă și burghezie, nici progresul economic al țării și nici dezvoltarea spirituală a maselor muncitorești franceze nu atinsese acel grad care să permită transformarea revoluționară a societății. De aceea roadele revoluției au fost culese, în cele din urmă, de clasa capitaliștilor. În celelalte țări, în Italia, în Germania, în Austria, muncitorii n-au făcut în fond altceva decât să aducă la putere burghezia. Dar în nicio țară dominația burgheziei nu e cu putință fără independența națională. Revoluția de la 1848 trebuia deci să aducă cu sine unitatea și independența națiunilor care până atunci fusese lipsite de ele: Italia, Germania, Ungaria, Polonia va urma la timpul său. Prin urmare, deși revoluția de la 1848 nu a fost o revoluție socialistă, totuși i-a croit drumul acesteia și a pregătit terenul prin avântul pe care regimul burghez l-a dat, în toate țările, mari industrii, acest regim a creat pretutindeni, în ultimii 45 de ani, un proletariat numeros, bine închegat și puternic. În felul acesta el a dat viață propriilor lui gropari, pentru a ne servi de un terminal manifestului. Fără restaurarea independenței și unității fiecărei națiuni nu s-ar fi putut înfăptui nici unirea internațională a proletariatului, nici colaborarea pașnică, rațională a acestor națiuni pentru atingerea unor țeluri comune. Și-ar putea cineva imagina o acțiune comună, internațională, a muncitorilor italieni, maghiari, germani, polonezi, ruși în condițiile politice ale perioadei dinainte de 1848. Astfel, bătăliile anului 1848 nu au fost zadarnice, după cum nici cei 45 de ani care ne despart de această etapă revoluționară nu s-au scurs în zadar. Roadele încep să se coacă, și tot ce doresc este ca publicarea acestei traduceri italiene să fie de bun augur pentru izbândă proletariatului italian, așa cum a fost publicarea originalului pentru Revoluția Internațională. Manifestul le recunoaște întru totul rolul revoluționar pe care l-a avut capitalismul în trecut. Prima națiune capitalistă a fost Italia. Sfârșitul Evului Mediu feudal, și zorile erei moderne, capitaliste, sunt marcate printr-o figură grandioasă, aceea a italianului Dante, care e totodată ultimul poet al evului mediu și cel din tâi poet al erei moderne. Azi, ca și pe la 1300, o nouă eră istorică e pe cale de a se naște. Ne va dărui oare Italia un nou Dante care să vestească nașterea acestei ere noi, proletare. Friedrich Engels Londra, 1 februarie 1893. Manifestul Partidului Comunist. O stafie umblă prin Europa, stafia comunismului. Toate puterile bătrânei Europei s-au unit într-o sfântă hăituială împotriva acestei stafii, papa și țarul, Metternich și ghizo, radicali francezi și polițiștii germani există oare vreun partid de opoziție care să nu fi fost defăimat, ca fiind comunist, de către adversarii săi de la putere? Există oare vreun partid de opoziție care să nu fi răspuns la rândul său atât elementelor mai înaintate ale opoziției, cât și adversarilor săi reacționari zvârlindu-le în față imputarea stigmatizantă de comunist? Din acest fapt trăiesc două lucruri. Toate puterile europene recunosc de pe acum comunismul ca o putere. A venit timpul ca comuniștii să-și expună deschis, în fața lumii întregi, concepția, scopurile, tendințele și să opună basmului despre stafia comunismului un manifest al partidului însuși. În acest scop s-au întrunit la Londra comuniști de diferite naționalități și au redactat următorul manifest, care se publică în limbile engleză, franceză, germană, italiană, flamandă și daneză. 1. Burghezi și proletari Istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă. Omul liber și sclavul, patricianul și plebeul, nobilul și obagul, meșterul și cal, fa, într-un cuvânt, asupritorii și asupriții se aflau într-un permanent antagonism, ducea o luptă neîntreruptă, când ascunsă, când fățișo, o luptă care de fiecare dată se sfârșea printr-o prefacere revoluționară a întregii societății, sau prin pierirea claselor aflate în luptă. În epocile mai îndepărtate ale istoriei găsim aproape pretutindeni o împărțire completă a societății în diferite stări, o scară variată de poziții sociale. În Roma Antică găsim patricieni, cavaleri, plebei, sclavi, în Evul mediu, feudali, vasali, breslași, calfe, iobagi și, pe lângă aceasta, mai în fiecare din aceste clase găsim trepte distincte. Societatea burgheză modernă, ridicată pe ruinele societății feudale, nu a desfințat antagonismele de clasă. Ea a creat doar clase noi, condiții noi de asuprire, forme noi de luptă, în locul celor vechi. Epoca noastră, epoca burgheziei, se deosebește însă prin faptul că a simplificat antagonismele de clasă. Societatea întreagă se scindează din ce în ce mai mult în două mari tabere dușmane. În două mari clase direct opuse una alteia, burghezia și proletariatul. Din Iobagievului Mediu au provenit târgoveții primelor orașe. Din acești turgoveți s-au dezvoltat primele elemente ale burgheziei. Descoperirea Americii, ocolirea Africii pe mare au deschis burgheziei în ascensiune un nou câmp de acțiune. Piața indiilor orientale și cea chineză, colonizarea Americii, schimbul cu coloniile, înmulțirea mijloacelor de schimb și a mărfurilor în genere au dat negoțului, navigației, industriei un avânt necunoscut până atunci făcând prin aceasta ca elementul revoluționar din societatea feudală în descompunere să se dezvolte cu rapiditate. Modul de organizare feudal sau corporativ de până atunci al industriei nu mai putea satisface cererea de produse, care creștea odată cu crearea de noi piețe. Manufactura i-a luat locul. Meșterii Breslași au fost înlăturați de către starea de mijloc industrială. Diviziunea muncii dintre diferitele corporații a dispărut, făcând loc diviziunii muncii într-un fiecărui atelier. Dar piețele se înmulțeau fără încetare. Cererea creștea necontenit. Manufactura a devenit și ea neîndestulătoare. Atunci aburul și mașina au revoluționat producția industrială marea industrie modernă a luat locul manufacturii, locul stării de mijloc industriale l-au luat industria și milionari, șefii ai unor întregi armate industriale, burghezii moderni. Marea industrie a creat piața mondială, pe care a pregătit-o descoperirea Americii. Piața mondială a dus la o dezvoltare imensă a comerțului, navigației și comunicațiilor pe uscat. Această dezvoltare a influențat, la rândul ei, asupra extinderii industriei și, în aceeași măsură în care se extindeau industria, comerțul, navigația, căile ferate, se dezvolta și burghezia, mărindu-și capitalurile și împingând pe planul al doilea toate clasele rămase din evul mediu. Vedem, deci, că burghezia modernă este ea însă și produsul unui îndelungat proces de dezvoltare, al unui șir de revoluții în modul de producție și de schimb. Fiecare din aceste trepte de dezvoltare a burgheziei a fost însoțită de un progres politic corespunzător. Starea suprită sub domnia feudalilor, asociație în armată ce se administra singură în comună, Ici Republică Municipală Independentă, din starea a treia, datoare să plătească biruri monarhiei, apoi, pe vremea manufacturii, contrapondere împotriva nobilimii în monarhia bazată pe stării sau absolută, temelie principală a marilor monarhii în genere, burghezia a cucerit, în sfârșit, de la crearea marii industrii și a pieței mondiale, puterea politică exclusivă în statul reprezentativ modern. Puterea de stat modernă nu este decât un comitet care administrează treburile obștești ale întregii clase burgheze. Burghezia a avut în istorie un rol cât se poate de revoluționar. Burghezia a desfințat, pretutindeni de unde a ajuns la putere, toate relațiile feudale, patriarhale, idilice. Ea a rupt fără milă pe strițele legăturii feudale care îl legau pe om superiorul său firesc, și nu a lăsat altă legătură între om și om decât interesul gol, decât neîndurătoarea, plată în bani pe șin. Ea a înnecat fiorul sfânt al extazului pios, al entuziasmului cavaleresc, al sentimentalismului micului burghez în apa înghețată a calculului egoist ea a făcut din demnitatea personală o valoare de schimb și în locul nenumăratelor libertăți dobândite și chezășuite de hrisoave ea a pus unica libertate, lipsită de scrupule, a comerțului. Într-un cuvânt, ea a pus, în locul exploatării voalate de iluzii religioase și politice, exploatarea deschisă, nerușinată, directă și brutală. Burghezia a despuiat de aurul la lor toate activitățile până atunci venerabile și privite cu smerenie. Ea a transformat pe medic, jurist, preot, poet, om de știință în muncitorii ei salariați. Burghezia a smuls vălul duios sentimental ce acoperea relațiile familiale și le-a redus la o simplă relație bănească. Burghezia a arătat că manifestarea brutală a forței, pe care reacțiunea o admiră atât de mult la evul mediu și a găsit completarea potrivită în cea mai crasă trândăvie. Abia burghezia a arătat ce este în stare să realizeze activitatea omenească. Ea a realizat opere minunate dar de cu totul altă natură decât piramidele egiptene, apeductele romane, catedralele gotice. Ea a întreprins cu totul alte expediții decât migrațiunea popoarelor și cruciadele. Burghezia nu poate să existe fără a revoluționa neîncetat uneltele de producție, deci relațiile de producție și, prin urmare, toate relațiile sociale. Pentru toate clasele industriale anterioare, din potrivă, prima condiție de existență era menținerea neschimbată a vechiului mod de producție. Revoluționarea neîncetată a producției. Zdruncinarea neîntreruptă a tuturor relațiilor sociale, veșnica nesiguranță și agitație deosebesc epoca burgheză de toate epocile anterioare. Toate relațiile înțepenite, ruginite, cu cortegiul lor de reprezentări și concepții, venerate din moș strămoși, se destramă, iar cele nou create se învechesc înainte de a avea timpul să se osifice tot ce e feudal și static se risipește ca fumul, tot ce e sfânt este profanat și oamenii sunt în sfârșit stiliți să privească cu luciditate poziția lor în viață, relațiile lor reciproce. Nevoia unei desfaceri tot mai largi a produselor ei gonește burghezia pe tot întinsul globului pământesc ea trebuie să se cuibărească pretutindeni, să se instaleze pretutindeni, să stabilească legături pretutindeni. Burghezia a dat, prin exploatarea pieței mondiale, un caracter cosmopolit producției și consumului din toate țările. Spre marea mâhnire a reacționarilor, i-a smuls industriei de sub picioare terenul național străvechile industrii naționale au fost distruse și continuă să fie distruse pe zi ce trece. Ele sunt înlăturate de industrii noi, a căror introducere devine o chestiune vitală pentru toate națiunile civilizate, de industrii care nu mai prelucrează materii prime indigene, ci materii prime provenind din regiunile cele mai îndepărtate și ale căror produse nu sunt consumate numai în propria țară, ci în toate continentele. Locul vechilor necesități, satisfăcute prin produsele țării respective, îl iau necesități noi, pentru satisfacerea cărora e nevoie de produse ale țărilor celor mai îndepărtate și ale climatelor celor mai variate. În locul vechii izolări locale și naționale și al satisfacerii necesităților cu produse proprii se dezvoltă schimbul multilateral, interdependența multilaterală a națiunilor. Și acest lucru e valabil atât pentru producția materială, cât și pentru cea spirituală. Produsele spirituale ale diferitelor națiuni devin bunuri comune. Unilateralitatea și mărginirea națională devin din ce în ce mai cu neputință și din numeroasele literaturi naționale și locale ia naștere o literatură universală burghezia, prin rapida perfecționare a tuturor uneltelor de producție. Prin comunicațiile infinit înlesnite, antrenează în civilizație toate națiunile, până și pe cele mai barbare. Prețurile ieftine ale mărfurilor ei sunt artileria grea, cu care doboară toate zidurile chinezești, cu care silește să capituleze chiar cea mai îndârșită ură a barbarilor față de străini ea silește toate națiunile să-și însușească modul de producție al burgheziei dacă nu vor să piară. Ea le silește să introducă la ele însăle așa zisă civilizație, adică să devină burgheze. Într-un cuvânt, ea își creează o lume după chipul și asemănarea ei. Burghezia a supus satul stăpânirii orașului ea a creat orașe enorme, a făcut să crească considerabil populația orășenească față de cea sătească, smulgând astfel o parte însemnată a populației din idioția vieții de la țară. Tot așa cum a adus satul într-o stare de dependență față de oraș, ea a făcut dependente țările barbare și semibarbare de cele civilizate, popoarele de țărani de popoarele de burghezi, Orientul de Occident. Burghezia suprimă din ce în ce mai mult fărămițarea mijloacelor de producție, a proprietății și a populației. Ea a aglomerat populația, a centralizat mijloacele de producție și a concentrat proprietatea în mâini puține. Urmarea inevitabilă a acestor schimbări a fost centralizarea politică. Provincii independente, aproape numai confederate, având interese, legi, guverne și vomi diferite, au fost înglobate într-o singură națiune, cu un singur guvern, o singură lege, un singur interes național de clasă, o singură frontieră vamală. Burghezia a creat, în cursul dominației ei de clasă, care datează abia de 100 de ani, mult mai multe și mai uriașe forțe de producție decât toate generațiile trecute la oaltă subjugarea forțelor naturii, mașinismul, aplicarea chimiei în industrie și agricultură, navigația cu aburi, căile ferate, telegraful electric, deselenirea unor întregi continente, fluvii făcute navigabile, populații întregi ieșite ca din pământ, care dintre secolele trecute ar fi putut să bănuiască că în sunul muncii sociale dormitau astfel de forțe de producție. Am văzut, deci, mijloacele de producție și de schimb pe baza cărora s-a format burghezia au fost create în societatea feudală. Pe o anumită treaptă de dezvoltare a acestor mijloace de producție și de schimb, relațiile în care societatea feudală producea și făcea schimb, Organizarea feudală a agriculturii și manufacturii, într-un cuvânt, relațiile feudale de proprietate nu mai corespundeau forțelor de producție care se dezvoltaseră. Ele frânau producția în loc să o stimuleze. Ele se prefăcuseră în tot atâtea cătușe. Ele trebuiau sfărmate, și au fost sfărmate. Locul lor l-a luat libera concurență cu organizarea socială și politică adecvată ei, cu dominația economică și politică a clasei burgheze. Sub ochii noștri se desfășoară o mișcare asemănătoare. Relațiile burgheze de producție și de schimb, relațiile burgheze de proprietate, societatea burgheză modernă, care a produs, ca prin farmec, Mijloace de producție și de schimb atât de uriașe, seamănă cu vrăjitorul care nu mai poate stăpâni puterile întunericului pe care le-a dezlănțuit. De decenii, istoria industriei și comerțului nu este altceva decât istoria răzvrătirii forțelor de producție moderne împotriva relațiilor de producție moderne, împotriva relațiilor de proprietate care sunt condițiile de existență ale burgheziei și ale dominației ei. Este de ajuns să pomenim crizele comerciale, care, prin repetarea lor periodică, pun tot mai amenințător sub semnul întrebării existența întregii societăți burgheze. În timpul crizelor comerciale este distrusă regulatom are parte nu numai a produselor create, ci și a forțelor de producție existente. În timpul crizelor izbucnește o epidemie socială care ar fi părut o absurditate în toate epocile anterioare, epidemia supraproducției. Societatea se vede brusc aruncată înapoi, într-o stare de barbarie momentană, ca și cum o foamete, un război general nimicitor ar fi lipsit-o de toate mijloacele de trai, industria, comerțul par distruse. Și pentru ce? Pentru că societatea posedă prea multă civilizație, prea multe mijloace de trai prea multă industrie, prea mult comerț. Forțele de producție de care dispune nu mai servesc la dezvoltarea civilizației burgheze și a relațiilor de proprietate burgheze. Din potrivă, ele au devenit prea uriașe pentru aceste relații, care frânează dezvoltarea lor, și de îndată ce înving această piedică, ele provoacă perturbări în întreaga societate burgheză, primejduiesc existența proprietății burgheze. Relațiile burgheze au devenit prea strânte pentru a cuprinde avuția produsă de ele. Cum învinge burghezia crizele? Pe de o parte, prin distrugerea forțată a unei mase de forțe de producție, pe de altă parte, prin cucerirea de noi piețe și prin exploatarea mai intensă a piețelor vechi. Prin ce, deci? prin pregătirea unor crize și mai generale, și mai formidabile, și prin reducerea mijloacelor de a le preveni. Armele cu care Burghezia a doborât feudalismul se îndreaptă astăzi împotriva Burgheziei însăși. Dar Burghezia nu a făurit numai armele care îi aduc moartea, ea a creat și oamenii care vor mânui aceste arme, muncitorii moderni, proletarii. În aceeași măsură în care se dezvoltă burghezia, cu alte cuvinte capitalul, se dezvoltă și proletariatul, clasa muncitorilor moderni, care nu trăiesc decât atâta vreme cât găsesc de lucru, și care găsesc de lucru numai atâta vreme cât munca lor sporește capitalul. Acești muncitori, care sunt țiliți să se vândă cu bucata, sunt o marfă ca care alt articol din comerț și prin urmare sunt supuși de potrivă tuturor vicisitudinilor concurenței, tuturor oscilațiilor pieței. Munca proletarilor a pierdut, prin extinderea mașinismului și prin diviziunea muncii, orice caracter de sine stătător și, odată cu aceasta, orice atracție pentru muncitor. Acesta devine o simplă anexă a mașinii, anexă de la care se pretinde numai operația cea mai simplă, cea mai monotonă, cea mai lesnă de învățat. De aceea cheltuielile pe care muncitorul le pricinuiește se mărginesc aproape numai la mijloacele de trai necesare pentru întreținerea sa și pentru reproducerea speciei sale. Prețul unei mărfii, deci și al muncii, este însă egal cu cheltuielile ei de producție. De aceea, în măsură în care munca devine mai nesuferită, scade și salariul. Mai mult încă, în aceeași măsură în care se înmulțesc mașinile și crește diviziunea muncii, crește și cantitatea de muncă, fie prin înmulțirea orelor de muncă, fie prin intensificarea muncii cerute într-un timp anumit, prin accelerarea mersului mașinilor, etc. Industria modernă a transformat micul atelier al meșterului patriarhal în marea fabrică a capitalistului industrial. Mase de muncitori îngrămădite în fabrică sunt organizate militărește. În calitate de simpli soldați industriali, ei sunt supuși supravegherii unei ierarhii întregi de subofițeri și ofițeri. Ei nu sunt numai robii clasei burgheze, ai statului burghez ci sunt zi cu zi și ceas cu ceas, robiți de mașină, de supraveghetor și, mai ales, de fiecare burghez fabricant în parte. Și cu cât acest despotism proclamă mai și câștigul ca scop final, cu atât este mai meschin, mai dușmanos, mai aprig cu cât munca manuală cere mai puțină îndemânare și mai puțină cheltuială de forță, adică cu cât se dezvoltă mai mult industria modernă. Cu atât munca bărbaților este înlocuită pe scară mai mare cu aceea a femeilor și a copiilor. Deosebirile de sex și vârstă își pierd valabilitatea socială când e vorba de clasa muncitoare. Nu mai există decât instrumente de muncă care pricinuiesc cheltuieli diferite, după vârstă și sex. Când muncitorul își primește salariul în bani peșin, după ce a fost exploatat de către fabricant, tabără asupra lui celelalte părți ale burgheziei, proprietarul, băcanul, cămătarul, etc. Păturile inferioare ale stării de mijloc, micii industriași, micii negustori și rentieri, Meseriașii și țăranii, toate aceste clase îngroașă rândurile proletariatului, parte din cauza că micul lor capital, fiind insuficient pentru mari întreprinderi industriale, este înfrânt de concurența capitaliștilor mai mari, parte din cauza că îndemânarea lor profesională nu mai are aceeași valoare ca urmarea noilor metode de producție. Astfel proletariatul se recrutează din toate clasele populației. Proletariatul trece prin diferite trepte de dezvoltare. Lupta sa împotriva burgheziei începe odată cu existența sa. La început luptă muncitor răzleții, apoi muncitorii unei fabrici, pe urmă muncitorii unei ramuri de muncă dintr-o localitate împotriva burghezului care îi exploatează direct. Ei își îndreaptă atacurile nu numai împotriva relațiilor burgheze de producție, și și împotriva uneltelor de producție înseși, ei distrug mărfurile străine, care le fac concurență, sfărâmă mașinile, dau foc fabricilor, caută să recucerească poziția pierdută a muncitorului medieval. Pe treapta aceasta muncitorii formează o masă împrăștiată pe tot întinsul țării și fărâmițată de concurență. Coeziunea maselor de muncitori nu este încă rezultatul propriilor uniri ci rezultatul unirii burgheziei, care, pentru a-și atinge scopurile sale politice, trebuie, și mai poate deocamdată, să pună în mișcare întreg proletariatul. Pe această treaptă, așadar, proletarii nu combat încă pe dușmanii lor, ci pe dușmanii dușmanilor lor. Ei combat rămășițele monarhiei absolute, pe moșieri, burghezie neindustrială, mica burghezie. Toată mișcarea istorică este astfel concentrată în mâinile burgheziei, orice victorie cucerită în acest cip este o victorie a burgheziei. Dar, odată cu dezvoltarea industriei, proletariatul crește nu numai ca număr, el este concentrat în mase tot mai mari, forța lui sporește și el simte tot mai mult acest lucru interesele. Condițiile de existență în proletariatului se nivelează tot mai mult, căci mașina șterge din ce în ce mai mult deosebirile dintre diferitele munci și reduce salariul aproape pretutindeni la un nivel de o potrivă descăzut concurența crescând a burghezilor între ei și crizele comerciale ce izvorăsc de aici fac ca salariul muncitorilor să fie tot mai nestabil. Perfecționarea neîncetată și într-un ritm tot mai accelerat a mașinilor face ca condițiile de viață ale proletarilor să devină tot mai nesigure. Ciocnirile individuale dintre muncitori și burghezi au tot mai mult caracterul unor ciocniri între două clase. Muncitorii încep prin a forma coaliții împotriva burghezilor. Ei se unesc ca să-și apere salariul. Ei înființează chiar asociații cu caracter permanent pentru a se pregăti în vederea eventualelor răzvrătiri. Pe alocuri, lupta izbucnește sub formă de insurecții. Din timp în timp înving muncitorii, dar numai în mod trecător. Adevăratul rezultat al luptelor lor nu este succesul imediat, ci unirea mereu crescândă a muncitorilor. Această unire este înlesnită prin mijloacele de comunicație tot mai numeroase, create de marea industrie, care stabilesc legături între muncitorii din diferite localități. Această legătură e suficientă pentru ca numeroasele lupte locale, care au pretutindeni același caracter, să fie centralizate într-o luptă națională, într-o luptă de clasă. Orice luptă de clasă este însă o luptă politică. Iar unirea, pentru înfăptuirea căreia cetățenii din Evul Mediu cu drumurile lor vicinale au avut nevoie de veacuri. Este realizată de proletarii moderni, datorită drumului de fier, în câțiva ani. Această organizare a proletarilor ca clasă și, prin aceasta, ca partid politic, este sfărâmată din nou în fiecare moment de concurența dintre muncitorii înșiși. Ea renaște însă tot mai viguroasă, tot mai închegată, mai puternică folosind dezbinările din sunul burgheziei, ea îi smulge acesteia, sub formă de legi, recunoașterea unora din interesele muncitorești. De exemplu, legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore în Anglia. În genere, ciocnirile din sunul vechii societății grăbesc în multe privințe dezvoltarea proletariatului. Burghezia duce o luptă neîncetată la început împotriva aristocrației, mai târziu împotriva celor părți ale burgheziei însă și ale căror interese intră în contradicție cu progresul industriei, întotdeauna împotriva burgheziei tuturor țărilor străine. În toate aceste lupte ea se vede silită să facă apel la proletariat, să recurgă la ajutorul lui și să îl atragă astfel în mișcarea politică. Ea însă și înarmează, așadar, Proletariatul cu propriile ei elemente de cultură, adică cu armele împotriva ei însăși. Apoi, după cum am văzut, prin progresul industriei, părți întregi din clasa dominantă sunt aruncate în rândurile proletariatului sau, cel puțin, condițiile lor de existență sunt amenințate. Și acestea aduc proletariatului numeroase elemente de cultură. În sfârșit, atunci când lupta de clasă se apropie de deznodământ, Procesul de descompunere al clasei dominante, al întregii societăți vechi capătă un caracter atât de acut, încât o mică parte din clasa dominantă se desprinde de ea și se alătură clasei revoluționare, clasei căreia îi aparține viitorul. Tot astfel cum odinioară o parte din nobilimea a trecut în lagărul burgheziei. Acum o parte din burghezie trece în lagărul proletariatului, și anume o parte din ideologii burghezi care s-au ridicat până la înțelegerea teoretică a întregii mișcări istorice. Dintre toate clasele care se contrapun în zilele noastre burgheziei, singur proletariatul este o clasă cu adevărat revoluționară. Celelalte clase decad și pierodată cu dezvoltarea marii industrii. Proletariatul, din potrivă, este propriul ei produs. Păturile de mijloc, micul industriaș, micul negustor, meșteșugarul, țăranul, toți luptă împotriva burgheziei pentru a salva de la pierire existența lor ca pături de mijloc. Așadar, ele nu sunt revoluționare, ci conservatoare. Mai mult încă, ele sunt reacționare, deoarece încearcă să întoarcă înapoi roata istoriei. Iar dacă acționează în cip revoluționar, o fac în vederea trecerilor apropiate în rândurile proletariatului, nu și apără interesele actuale, ci interesele lor viitoare, și părăsesc propriul lor punct de vedere ca să și îl însușească pe acela al proletariatului. Lumpen proletariatul, acest putregai pasiv al păturilor celor mai de jos ale vechii societăți, este târât pe alocuri în vâltoarea mișcării de către o revoluție proletară. Din cauza ansamblului condițiilor sale de existență, el va înclina însă mai curând să se lase cumpărat pentru altiri reacționare. Condițiile de viață ale vechii societăți sunt deja distruse în condițiile de viață ale proletariatului. Proletarul este lipsit de proprietate, relațiile sale cu nevasta și cu copiii nu mai au nimic comun cu relațiile burgheze de familie, munca industrială modernă, subjugarea modernă de către capital, aceeași în Anglia ca în Franța, în America ca în Germania, le-au despuiat de orice caracter național. Legile, morala, religia sunt pentru dânsul tot atâtea prejudecăți burgheze, în spatele cărora se ascund tot atâtea interese burgheze. Toate clasele din trecut care cucereau puterea căutau să-și asigure poziția dobândită supunând întreaga societate condițiilor care stăteau la baza modului lor de însușire. Proletarii nu pot să cucerească forțele de producție sociale decât desființând propriul lor mod de însușire de până acum și prin aceasta. Întregul mod de însușire de până acum. Proletarii n-au nimic propriu de ocrotit. Ei au denimicit tot ce până acum ocrotea și asigura proprietatea privată. Toate mișcările de până acum au fost mișcări ale unor minorități sau în interesul unor minorități. Mișcarea proletară este mișcarea independentă a imensei majorități, în interesul imensei majorități. Proletariatul, pătura cea mai de jos a societății actuale, nu se poate ridica și elibera fără să arunce în aer întreaga suprastructură a păturilor care alcătuiesc societatea oficială. Chiar dacă nu prin conținut, Totuși, prin formă, lupta proletariatului împotriva burgheziei este mai întâi o luptă națională. Proletariatul din fiecare țară trebuie să termine, firește, în primul rând, cu propria sa burghezie. Descriind fazele cele mai generale ale dezvoltării proletariatului, am urmărit războiul civil, mai mult sau mai puțin latent, dinăuntrul societății actuale, până la punctul când acesta se transformă într-o revoluție deschisă și când, răsturnând prin violență burghezia, proletariatul își întemeiază dominația sa. Toate societățile de până acum s-au bazat, după cum am văzut, pe antagonismul dintre clasele asupritoare și clasele asuprite dar pentru ca o clasă să poată fi asuprită, trebuie să îi se asigure cel puțin condițiile în care să-și poată duce existența de rob. Iobagul a început să se ridice în perioada iobăgiei la starea de membru al comunei, după cum micul burghez a început să se ridice la starea de burghez sub jugul absolutismului feudal muncitorul modern, din potrivă, în loc să se ridice odată cu progresul industriei, decade tot mai adânc sub condițiile propriei sale clase. Muncitorul devine pauper și pauperismul crește chiar mai repede decât populația și bogăția. Din această stare iese limpede că burghezia nu este în stare să rămână mai departe clasa dominantă în societate și să impună societății, ca lege regulatoare, condițiile de viață ale propriei ei clase. Ea este incapabilă să domine, fiindcă este incapabilă să asigure sclavului ei existența, chiar în limitele sclaviei lui, fiindcă este silită să îl lasă să decadă într-o situație în care ea trebuie să îl hrănească, în loc să fie hrănită de dânsul. Societatea nu mai poate trăi sub dominația burgheziei. Adică existența burgheziei nu mai este compatibilă cu societatea. Condiția esențială pentru existența și dominația clasei burgheze este acumularea bogăției în mâinile unor particulari, formarea și sporirea capitalului. Condiția existenței capitalului este munca salariată. Munca salariată se întemeiază exclusiv pe concurența muncitorilor între ei progresul industriei, al cărui purtător involuntar și pasiv este burghezia, înlocuiește izolarea muncitorilor, izvorută din concurență, cu unirea lor revoluționară prin asociație. Cu dezvoltarea marii industrii, burgheziei ei fuge, așadar. De sub picioare însăși baza pe care ea produce și își însușește produsele. Ea produce, înainte de toate, pe proprii ei gropari, Pierirea ei și victoria proletariatului sunt de o potrivă de inevitabile. 2. Proletari și Comuniști. Care este în genere raportul dintre Comuniști și Proletari? Comuniștii nu sunt un partid deosebit, opus celorlalte partide muncitorești. Ei nu au interese deosebite de interesele întregului proletariat. Ei nu proclamă principii deosebite după care să vrea să modeleze mișcarea proletară. Comuniștii se deosebesc de celelalte partide proletare numai prin aceea că, pe de o parte, în lupta proletarilor de diferite națiuni, ei scot în evidență și susțin interesele comune, independente de naționalitate, ale întregului proletariat, pe de altă parte, prin aceea că, pe diferitele trepte de dezvoltare ale luptei dintre proletariat și burghezie, ei reprezintă întotdeauna interesele mișcării în totalitatea ei. Comuniștii sunt, așadar, din punct de vedere practic, partea cea mai hotărâtă a partidelor muncitorești din toate țările, partea care împinge mereu înainte, din punct de vedere teoretic. Față de restul masei proletariatului ei au superioritatea de a înțelege limpede condițiile, mersul și rezultatele generale ale mișcării proletare. Scopul imediat al comuniștilor este același ca și al tuturor celorlalte partide proletare. Constituirea proletariatului ca clasă, răsturnarea dominației burgheziei, cucerirea puterii politice de către proletariat. Tezele teoretice ale comuniștilor nu se bazează nici de cum pe idei, pe principii inventate sau descoperite de cutare sau cutare reformator al lumii. Ele nu sunt decât expresia generală a condițiilor efective ale luptei de clasă existente, ale mișcării istorice care se desfășoară sub ochii noștri. Desfințarea relațiilor de proprietate existente până acum nu este o caracteristică a comunismului. Toate relațiile de proprietate au fost supuse unei necontenite schimbări istorice, unei permanente transformări istorice. Revoluția franceză, de pildă, a desfințat proprietatea feudală în folosul celei burgheze. Ceea ce caracterizează comunismul nu este desfințarea proprietății în general, ci desfințarea proprietății burgheze. Proprietatea privată burgheză modernă însă este ultima și cea mai desăvârșită expresie a producției și însușirii produselor, întemeiate pe antagonisme de clasă, pe exploatarea unora de către ceilalți. În acest sens, comuniștii pot rezuma teoria lor în formula desfințarea proprietății private. Ni s-a imputat nouă. Comuniștilor, că am voi să desfințăm proprietatea dobândită personal, prin muncă proprie, proprietate care ar alcătui temelia oricărei libertăți, activități și independențe personale. Proprietate dobândită prin muncă, agonizită, câștigată personal. Vorbiți oare de proprietatea micului burghez, a micului producător rural, premergătoare celei burgheze? Nu e nevoie să o desfințăm noi, dezvoltarea industriei a desfințat-o și o desfințează zilnic. Sau poate vorbiți de proprietatea privată burgheză modernă? Dar munca salariată, munca proletarului, îi creează oare acestuia vreo proprietate? Nici de cum! Ea creează capitalul, adică proprietatea care exploatează munca salariată care nu poate spori decât cu condiția de a produce munca salariată nouă, pentru a o exploata din nou. În forma sa actuală, proprietatea se mișcă în cadrul antagonismului dintre capital și munca salariată. Să privim ambele laturi ale acestui antagonism? A fi capitalist înseamnă a ocupa în producție nu numai o poziție pur personală, ci și o poziție socială. Capitalul este un produs colectiv și nu poate fi pus în mișcare decât prin activitatea comună a numeroși membri ai societății, ba, în ultimă instanță, numai prin activitatea comună a tuturor membrilor societății. Capitalul nu este deci o forță personală, ci o forță socială. Așadar, atunci când capitalul este transformat în proprietate colectivă, aparținând tuturor membrilor societății, aceasta nu înseamnă transformarea unei proprietăți personale în proprietate socială. Ceea ce se transformă este numai caracterul social al proprietății. Ea își pierde caracterul ei de clasă. Să trecem la munca salariată. Prețul mijlociu al muncii salariată este minimul de salariu, adică totalul mijloacelor de trai necesare pentru a menține pe muncitor în viață ca muncitor. Deci ceea ce muncitorul salariat își însușește prin activitatea sa îi ajunge numai pentru a-și reproduce viața ca atare. Noi nu vrem nici de cum să desfințăm această însușire personală a produselor muncii, menită să reproducă nemijlocit viața, o însușire care nu aduce niciun excedent ce ar putea da putere asupra muncii străine. Noi vrem să desfințăm numai caracterul mârșaval acestui mod de însușire, în cadrul căreia muncitorul trăiește numai pentru a spori capitalul, trăiește numai în măsură în care o cer interesele clasei dominante. În societatea burgheză, munca vie nu este decât un mijloc pentru a spori munca acumulată. În societatea comunistă, munca acumulată nu este decât un mijloc pentru a lărgi, a îmbogăți, a ușura procesul de viață al muncitorilor. În societatea burgheză, trecutul domină, deci prezentul. În societatea comunistă, prezentul domină trecutul. În societatea burgheză, capitalul este independent și personal, pe când individul care muncește este dependent și impersonal. Și desfințarea acestor relații este considerată de burghezie o suprimare a individualității și a libertății. Și cu drept cuvânt. Este vorba într-adevăr de suprimarea individualității burgheze, a independenței burgheze și a libertății burgheze prin libertate se înțelege, în cadrul relațiilor de producție burgheze de astăzi, libertatea comerțului, libertatea de cumpărare și de vânzare. Dacă dispare însă negoțul, atunci dispare și negoțul liber vorbăria despre negoțul liber, ca și toate celelalte tirade ale burgheziei noastre despre libertate au, în genere, un înțeles numai când e vorba de negoțul încătușat, de târgovețul oprimat din evul mediu, și nu când e vorba de desfințarea de către comunism a negoțului, a relațiilor de producție burgheze și a burgheziei însăși. Vă îngroziți că vrem să desfințăm proprietatea privată, dar în societatea voastră actuală proprietatea privată este desfințată pentru 90 din membrii societății, ea există tocmai datorită faptului că nu există pentru 90 Ne imputați deci că vrem să desfințăm o proprietate care presupune ca o condiție necesară ca imensa majoritatea societății să fie lipsită de proprietate. Cu alte cuvinte, ne imputați că vrem desfințarea proprietății voastre. Într-adevăr, vrem acest lucru. Din momentul în care munca nu mai poate fi transformată în capital, bani, rentă funciară, într-un cuvânt într-o putere socială ce poate fi monopolizată, adică din momentul în care proprietatea personală nu mai poate deveni proprietate burgheză, din acest moment, declarați voi, personalitatea este suprimată. Recunoașteți prin urmare că, atunci când vorbiți de personalitate, aveți în fața ochilor doar pe burghez, adică pe proprietarul burghez. Această personalitate trebuie, într-adevăr, suprimată. Comunismul nu ia nimănui putința de a-și însuși produse sociale, el ia doar putința ca prin această însușire să fie servită munca altuia. S-a obiectat că prin desfințarea proprietății private va înceta orice activitate și că o lene generală va cuprinde lumea. Dacă ar fi așa, societatea burgheză ar fi trebuit de mult să piare din cauza trândăviei, căci în această societate cei care lucrează nu agonizesc, iar cei care agonizesc nu lucrează toate aceste temeri se reduc la tautologia că nu va mai exista muncă salariată odată ce nu va mai exista capital. Toate obiecțiile îndreptate împotriva modului de producție comunist de însușire și de producția produselor materiale au fost extinse și asupra însușirii și producției produselor spirituale. După cum pentru burghez, desfințarea proprietății de clasă înseamnă desfințarea producției însăși, tot astfel pentru dânsul dispariția culturii de clasă este identică cu dispariția culturii în general. Cultura, a cărei pierdere o deplânge burghezul, nu înseamnă pentru imensa majoritate decât transformarea omului într-o anexă a mașinii. Dar nu polemizați cu noi! apreciind desfințarea proprietății burgheze prin prisma concepțiilor voastre burgheze despre libertate, cultură, drept, etc. Însă și ideile voastre sunt produse ale relațiilor burgheze de producție și de proprietate, după cum și dreptul vostru nu este decât voința clasei voastre ridicată la rangul de lege, o voință al cărei conținut este determinat de condițiile materiale de viață ale clasei voastre. Concepția interesată care vă face să transformați relațiile voastre de producție și de proprietate, din relații istorice, trecătoare în cursul procesului de dezvoltare a producției, în legii eterne ale naturii și ale rațiunii, e comună tuturor claselor dominante dispărute. Ceea ce pricepeți când e vorba de proprietatea antică, ceea ce pricepeți când e vorba de proprietatea feudală, nu mai îndrăzniți să pricepeți când e vorba de proprietatea burgheză. Desfințarea familiei Până și cei mai radicali se indignează în fața acestei infame intenții a comuniștilor. Pe ce se întemeiază familia de astăzi, familia burgheză? Pe capital, pe câștigul privat. În forma sa de plin dezvoltată ea există numai pentru burghezie. Ea își găsește însă completarea în lipsa de familie impusă proletarilor și în prostituția publică. Familia burghezului dispare, firește, odată cu dispariția acestei completări a ei, iar ambele dispar odată cu dispariția capitalului. Ne imputați că vrem să desfințăm exploatarea copiilor de către părinții lor? Recunoaștem această crimă. Dar voi spuneți că noi desfințăm cele mai gingașe legături înlocuind educația pe care o dă familia cu cea socială. Oare educația voastră nu este și ea determinată de societate? Nu este ea determinată de relațiile sociale în cadrul cărora faceți educație, de amestecul mai mult sau mai puțin direct al societății prin mijlocirea școlii, etc. Comuniștii n-au inventat influența societății asupra educației. Ei îi schimbă doar caracterul, smulgând educația de sub influența clasei dominante. Frazeologia burgheză despre familie și educație, despre legătura intimă dintre părinți și copii devine cu atât mai dezgustătoare cu cât pentru proletari, ca urmare a dezvoltării marii industrii, legăturile de familie se destramă, iar copiii sunt transformați în simple articole de negoți și unelte de muncă. Dar voi, comuniști, vreți să introduceți comunizarea femeii, ne strigă în cor întreaga burghezie. Burghezul vede în soția lui o simplă unealtă de producție. El aude că uneltele de producție urmează să fie exploatate în comun și nu poate, firește, decât să-și închipuie că soarta comunizării va lovi și pe femei. El nici nu bănuiește că este vorba tocmai de a desfința această poziție a femeii de simplă unealtă de producție. De altfel, nimic nu este mai ridicol decât indignarea ultramorală a burghezilor noștri în fața pretinsei comunizări oficiale a femeii I de către comuniști. Comuniștii nu au nevoie să introducă comunizarea femeii I, ea a existat aproape întotdeauna. Burghezii noștri, care nu se mulțumesc că au la dispoziție femeile și fiicele proletarilor lor, fără să mai vorbim de prostituția oficială, își fac o plăcere din a-și seduce reciproc soțiile. În realitate căsătoria burgheză este comunizarea femeii moritate. Comuniștilor li s-ar putea imputa cel mult că, în locul comunizării fățarnice, ascunse, ar voi să introducă comunizarea oficială și pe fața femeii. De altfel, se înțelege de la sine că prin desfințarea actualelor relații de producție va dispărea și comunizarea femeii, izvorută din ele, adică prostituția oficială și neoficială. Comuniștilor li s-a mai imputat că ar voi să desfințeze patria, naționalitatea. Muncitorii nu au patrie. Lor nu li se poate lua ceva ce nu au. Dar deoarece proletariatul trebuie să cucerească mai întâi puterea politică, să se ridice la rangul de clasă națională, să se constituie el însuși ca națiune, el însuși mai este încă național, deși nici de cum în înțelesul burghezi. Delimitările naționale și antagonismele dintre popoare dispar din ce în ce mai mult odată cu dezvoltarea burgheziei, odată cu libertatea comerțului, cu piața mondială, cu uniformitatea producției industriale și cu condițiile de viață cei corespund. Domnia proletariatului le va face să dispară și mai mult încă. Acțiunea unită cel puțin a țărilor civilizate, este una din primele condiții ale dezrobirii lui. În măsură în care va fi desfințată exploatarea unui individ de către celălalt, va fi desfințată și exploatarea unei națiuni de către altă. Odată cu dispariția antagonismului dintre clase în sunul națiunii, va dispărea și dușmania dintre națiuni învinuirile aduse comunismului din punct de vedere religios, filozofic și în general din punct de vedere ideologic nu merită o discuție mai amănunțită. Este oare nevoie de o perspicacitate deosebită pentru a înțelege că, atunci când se schimbă condițiile de viață ale oamenilor, relațiile lor sociale, existența lor socială, se schimbă și reprezentările, concepțiile și noțiunile lor, într-un cuvânt și conștiința lor? Ce altceva ne arată istoria ideilor decât că producția intelectuală se transformă odată cu cea materială? Ideile dominante ale unei epoci au fost întotdeauna numai ideile clasei dominante se vorbește despre idei care revoluționează o întreagă societate, prin aceasta se exprimă numai faptul că în sânul vechii societăți s-au format elementele unei societăți noi, că descompunerea ideilor vechi merge mână în mână cu descompunerea vechilor condiții de viață. În timpul decadenței lumii antice, religiile vechi fură învinse de religia creștină când în secolul al XVIII-lea ideile iluminismului învinseră ideile creștine. Societatea feudală dădea de ultima ei luptă cu burghezia, pe atunci revoluționară. Ideile de libertate a conștiinței și a religiei nu exprimau decât domnia liberei concurențe pe tărâmul conștiinței. Dar, se va spune, ideile religioase, morale, filozofice, politice, juridice, etc. s-au modificat cei drept în cursul dezvoltării istorice. Însă religia, morala, filozofia, politica, dreptul s-au menținut întotdeauna în ciuda acestor schimbări. În afară de aceasta, mai există adevăruri eterne, ca libertate, dreptate, etc care sunt comune tuturor stărilor sociale. Comunismul desfințează însă adevărurile eterne, desfințează religia, morala, în loc să le dea o formă nouă. El contrazice așadar toată dezvoltarea istorică de până acum. La ce se reduce această învinuire? Istoria tuturor societăților de până acum s-a desfășurat în antagonisme de clasă care, în diferite epoci, au luat forme diferite. Dar, indiferent de forma pe care au luat ca aceste antagonisme, exploatarea unei părți a societății de către cealaltă constituie un fapt comun tuturor veacurilor trecute. Nu e deci de mirare că conștiința socială a tuturor veacurilor, în pofida diversității ei, se mișcă în cadrul anumitor forme comune forme de conștiință care vor dispărea cu desăvârșire numai odată cu dispariția totală a antagonismului de clasă. Revoluția comunistă înseamnă ruptura cea mai radicală cu relațiile de proprietate moștenite din trecut. Nu e deci de mirare că în cursul dezvoltării se produce ruptura cea mai radicală cu ideile tradiționale. Dar să lăsăm obiecțiile ridicate de burghezie împotriva comunismului. După cum am văzut mai sus, primul pas în revoluția muncitorească este ridicarea proletariatului la rangul de clasă dominantă. Este cucerirea democrației. Proletariatul va folosi dominația lui politică pentru a smulge burgheziei, pas cu pas, între capitalul, pentru a centraliza toate uneltele de producție în mâinile statului, adică în mâinile proletariatului organizat ca clasă dominantă. Și pentru a mări cât se poate de repede masa forțelor de producție. La început, acest lucru nu se poate face firește, decât printr-o încălcare despotică a dreptului de proprietate și a relațiilor de producție burgheze, adică prin măsuri care, din punct de vedere economic, apar neîndestulătoare și subrede, dar care se depășesc singure în decursul mișcării și care sunt inevitabile ca mijloc pentru revoluționarea întregului mod de producție. Aceste măsuri vor fi, se înțelege, diferite în diferitele țări. În țările cele mai înaintate va fi totuși posibilă aproape pretutindeni aplicarea următoarelor măsuri. 1. Exproprierea proprietății funciare și întrebuințarea rentei funciare pentru acoperirea cheltuielilor de stat. 2. Impozit cu puternic caracter progresiv. 3. Desfințarea dreptului de moștenire. 4 confiscarea proprietății tuturor emigranților și rebelilor. 5. Centralizarea creditului în mâinile statului cu ajutorul unei bănci naționale cu capital de stat și cu monopol exclusiv. 6. Centralizarea tuturor mijloacelor de transport în mâinile statului. 7 sporirea numărului fabricilor de stat, a uneltelor de producție, deselenirea și ameliorarea pământurilor după un plan general. 8. Egală obligativitate a muncii pentru toți, organizarea de armate industriale, îndeosebi pentru agricultură. 9. Îmbinarea muncii agricole cu cea industrială, măsuri având ca scop înlăturarea treptată a opoziției dintre sat și oraș, 10. Învățământ public gratuit pentru toți copiii. Interzicerea muncii în fabricia copiilor, în actuala ei formă. Îmbinarea educației cu producția materială etc. etc. Când, în cursul dezvoltării, vor fi dispărut deosebirile de clasă și întreaga producție va fi fost concentrată în mâinile indivizilor asociați, atunci puterea publică își va pierde caracterul ei politic. În sensul propriu al cuvântului, puterea politică este puterea organizată a unei clase pentru a suprire alteia. Dacă proletariatul, în lupta sa împotriva burgheziei, se unește în mod necesar ca clasă, dacă, prin revoluție, devine clasă dominantă și, ca clasă dominantă, desfințează vechile relații de producție făcând uz de forță. Atunci el desfințează, odată cu aceste relații de producție, și condițiile de existență ale antagonismului de clasă, ale claselor în genere, și, prin aceasta, propria sa dominație de clasă. Locul vechii societăți burgheze, cu clasele și antagonismele ei de clasă, îl iau o asociație în cadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția pentru dezvoltarea liberă a tuturora. 3. Literatura socialistă și comunistă. 1. Socialismul reacționar. A. Socialismul feudal. Aristocrația franceză și cea engleză erau chemate, prin poziția lor istorică să scrie panflete împotriva societății moderne burgheze. În Revoluția franceză din iulie 1830 și în mișcarea engleză pentru reformă, ea fusese din nou învinsă de parvenitul detestat. De o luptă politică serioasă nici nu mai putea fi vorba. Aristocrației nu-i rămânea decât lupta pe tărâm literar dar chiar și în domeniul literaturii vechea frazeologie de pe timpul restaurației devenise imposibilă. Pentru a-și câștiga simpatii, aristocrația trebuia să-și dea aerul că face abstracție de interesele ei și că și formulează actul de acuzare împotriva burgheziei numai în interesul clasei muncitoare exploatate. Ea își procura astfel o satisfacție în a cânta cu plete satirice la adresa noului ei stăpân și în a-i șopti la ureche prorociri mai mult sau mai puțin sinistre. În felul acesta a luat naștere socialismul feudal, amestec de tânguială și de batjocură, de eco al trecutului și de amenințarea viitorului, care nimerea uneori burghezia drept în inimă prin critica sa amară, spirituală și distrugătoare, dar care făcea întotdeauna o impresie comică prin absoluta incapacitate de a înțelege mersul istoriei moderne. Aristocrații fluturau ca drapel de cerșetora a proletariatului pentru a strânge în urma lor poporul. Dar de câte ori poporul îi urma, el zărea pe posteriorul lor vechile blazoane feudale și se împrăștia râzând în hohote, fără respect. O parte din legitimiștii francezi și tânăra Anglie au oferit acest spectacol. Atunci când feudalii demonstrează că modul lor de a exploata diferă de exploatarea burgheză, ei uită un singur lucru și anume că ei exploatau în condiții și împrejurări cu totul diferite și în prezent depășite. Atunci când arată că în timpul dominației lor proletariatul modern nu a existat, ei uită că burghezia modernă a fost tocmai vlăstarul inevitabil al orânduirilor sociale. De altfel, ei ascund atât de puțin caracterul reacționar al criticilor, încât principala învinuire pe care o aduc burgheziei constă tocmai în aceea că sub dominația ei se dezvoltă o clasă care va face să sară în aer întreaga ordine socială veche. Ei învinuiesc burghezia nu atât că a creat un proletariat în genere, cât că a creat un proletariat revoluționar. De aceea, în practica politică, ei participă la toate măsurile violente împotriva clasei muncitoare, iar în viața de toate zilele sunt gata, în ciuda frazeologiei lor umflate, să culeagă merele de aur și să renunțe la credință, iubire și onoare în schimbul negoțului cu lână, sfeclă și rachiu. După cum popa mergea totdeauna mână în mână cu feudalul, tot astfel și socialismul popescu merge alături de socialismul feudal. Nimic mai ușor decât de a dea o spoială socialistă a șetismului creștin. Oare creștinismul n și fulgerat și el împotriva proprietății private, a căsătoriei și a statului? Oare n-a propovăduit el în locul acestora caritatea și cerșetoria, celibatul și înăbușirea patimilor trupești, viața de chilie și biserica? Socialismul creștin nu-i decât aghiasma cu care popa sfințește necazul aristocratului. B. Socialismul mic-burghez. Aristocrația feudală nu este singura clasă care a fost răsturnată de burghezie și ale cărei condiții de viață s-au înrăutățit și au dispărut cu încetul în societatea burgheză modernă. Turgoveții din Evul Mediu și Mica sărănie au fost precursorii burgheziei moderne. În țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial și comercial, această clasă continuă să vegeteze alături de burghezia în ascensiune. În țările în care s-a dezvoltat civilizația modernă s-a format o nouă mică burghezie, care, fluctuăm între proletariat și burghezie, ca parte întregitoare a societății burgheze, se formează mereu din nou și ai cărei membrii sunt însă mereu azvârliți de concurență în rândurile proletariatului. Mai mult, pe măsură ce se dezvoltă marea industrie, ei văd apropiindu-se momentul când vor dispărea cu desăvârșire ca parte independentă a societății moderne și vor fi înlocuiți. În comerț, în industrie și în agricultură, cu supravegători și servitori. În țări ca Franța, în care clasa țărănească alcătuiește mai mult de jumătate din populație, era firesc ca critica pe care o făceau regimului burghez scritori care luau atitudine pentru proletariat și împotriva burgheziei să fie pe măsura micului burghez și a micului țăran și să apere cauza muncitorilor din punctul de vedere al micii burghezi. În felul acesta a luat naștere socialismul mic burghez. Sismondi e șeful acestei literaturi nu numai pentru Franța, dar și pentru Anglia. Acest socialism analiza cu multă perspicacitate contradicțiile existente în relațiile de producție moderne. El demasca apologia fățarnică a economiștilor. El demonstra, fără putință de tăgadă, efectele distrugătoare ale mașinismului și ale diviziunii muncii, concentrarea capitalurilor și a proprietății funciare, supraproducția, crizele, pierirea inevitabilă a micilor burghezi și țărani, mizeria proletariatului, anarhia în producție. Strigătoarele disproporții în repartiția avuției, războiul industrial nimicitor dintre națiuni, descompunerea vechilor moravuri, a vechilor relații familiale, a vechilor naționalități. Potrivit conținutului său pozitiv, însă, acest socialism vrea sau să restabilească vechile mijloace de producție și de schimb, și, odată cu ele vechile relații de proprietate și vechea societate sau să ferece din nou, cu forța, mijloacele moderne de producție și de schimb în cătușele vechilor relații de proprietate, care au fost sfărâmate și nu se putea să nu fie sfărâmate de aceste mijloace. În ambele cazuri, acest socialism este reacționar și totodată utopic. Corporațiile în perioada manufacturieră, economia patriarhală la țară, iată ultimul lui cuvânt. În dezvoltarea sa ulterioară, acest curent s-a împotmolit într-o neputință lașă. Ce? Socialismul german sau adevăratul socialism? literatura socialistă și comunistă din Franța, care a luat naștere sub presiunea unei burghezii dominante și care este expresia literară a luptei împotriva acestei dominații, a fost introdusă în Germania pe vremea când burghezia tocmai începuse lupta împotriva absolutismului feudal. Filozofii, semifilozofii și toți cei cu pretenții literare din Germania se aruncară cu lăcomie asupra acestei literaturi uitând însă că odată cu introducerea acestor scrieri din Franța nu fusese reintroduse în Germania și condițiile de viață de acolo. Dată fiind starea de lucruri din Germania, literatura franceză pierdu orice semnificație practică imediată și căpătă un aspect pur literar. Ea trebuia să apară ca o speculație sterilă asupra adevăratei societăți, asupra realizării naturii umane. Astfel, revendicările primei revoluții franceze nu aveau pentru filozofii Germaniai ai secolului al XVIII-lea alt înțeles decât acela de deziderate ale rațiunii practice, în general, iar manifestările voinței burgheziei revoluționare din Franța erau, în ochii lor, niște legii ale voinței pure, ale voinței așa cum ar trebui să fie, ale adevăratei voințe omenești. Activitatea literaților germani consta exclusiv în a pune de acord noile idei franceze cu vechea lor conștiință filozofică, sau, mai bine zis, în a însuși din punctul lor de vedere filozofic ideile franceze. Ei își însușiră aceste idei în același fel în care se însușește în genere o limbă străină, prin traducere. Se știe că peste manuscrisele operelor clasice din vremurile antichității păgâne, călugării așterneau povești searbă de despre sfinții catolici. Literații germani procedară invers cu literatura profană franceză. Ei își scriseră absurditățile filozofice pe versoul originalului francez. De pildă, pe versoul criticii franceze a relațiilor ei au scris. Înstrăinarea naturii umane, pe versoul criticii franceze a statului burgheziei au scris, desfințarea stăpânirii universalului abstract, etc. Această frazeologie filozofică, substituită teoriilor franceze, a fost botezată de ei, filozofia acțiunii, adevăratul socialism, știința germană a socialismului, fundamentarea filozofică a socialismului, etc. În felul acesta literatura socialist-comunistă franceză a fost de-a dreptul mașculată. Și deoarece în mâna germanului ea înceta să exprime lupta unei clase împotriva alteia, el era convins că biruise unilateralitatea franceză, că el apăra în locul unor nevoi adevărate, nevoia de adevăr, iar în locul intereselor proletariatului, interesele ființei umane, ale omului în general, ale omului care nu aparține niciunei clase, care în genere nu aparține realității, cinegurilor fanteziei filozofice. Acest socialism german, care lua atât de solemn în serios stânga cele sale exerciții școlărești și le trâmbița atât de zgomotos își pierdu însă puțin câte puțin pe dantană vinovăție. Lupta burgheziei germane, mai cu seamă a celei prusace, împotriva feudalilor și a monarhiei absolute, într-un cuvânt mișcarea liberală, deveni mai serioasă. Adevăratului socialism se ivi, astfel, prilejul dorit de a opune mișcării politice revendicările socialiste, de a profera blestemele tradiționale împotriva liberalismului, împotriva statului reprezentativ, împotriva concurenței burgheze, a libertății burgheze a presei, a dreptului burghez, a libertății și a egalității burgheze și de a propovădui maselor populare că din această mișcare burgheză ele nu aveau nimic de câștigat, ci, din potrivă, totul de pierdut. Socialismul german uită la timp că critica franceză, al cărei eco-stupid era, presupune societatea modernă burgheză cu condițiile materiale de viață corespunzătoare și cu Constituția politică adecvată, adică toate acele premise care în Germania trebuiau abia cucerite prin luptă. Acest socialism servea guvernelor absolutiste germane cu întregul lor cortegiu de popi, dascălii, iuncherii și birocrați drept sperietoare binevenită împotriva burgheziei ce se ridica amenințătoare. El alcătuia completarea dulceagă la cele lovituri de bici și la ploaia de gloanțe cu care aceleași guverne tratau insurecțiile muncitorilor germani. Dacă adevăratul socialism devenise astfel o armă în mâinile guvernelor împotriva burgheziei germane, el era, totodată, în mod nemijlocit și expresia intereselor reacționare, a intereselor târgoveților germani. În Germania, mica burghezie, pe care a lăsat-o moștenire secolul al XVI-lea și care de atunci reapare aici într-una sub diferite forme, alcătuiește de fapt temelia socială a stării de lucruri existente. Menținerea ei înseamnă menținerea stării de lucruri existente în Germania. Ea se teme de dominația industrială și politică a burgheziei, care va duce în mod inevitabil la pierirea ei, pe de o parte ca urmare a concentrării capitalului, pe de altă parte ca urmare a dezvoltării proletariatului revoluționar. Mica burghezie își închipuia că adevăratul socialism va omorâ dintr-o lovitură două mușter. El se răspândi ca o epidemie. Țesut din păienjeniș speculativ, brudat cu flori retorice literare și îmbibat cu rouă sentimentală acest veșmânt pompos în care socialiștii germani își învăluiau cele câteva adevăruri eterne. Încremenite a făcut ca marfa lor să se desfacă mai lesne în rândurile acestui public. La rândul său, socialismul german a înțeles, din ce în ce mai mult, misiunea sa de a fi reprezentantul grandilocvent al acestei mici burghezi. El proclamă națiunea germană ca prototip al națiunii. Iar pe filistinul german ca prototip al omului. Fiecare itică și acestuia el îi atribuia un sens ascuns, un sens superior, socialist, prefăcând-o în contrariul ei. Consecvent, până la capăt, el s-a ridicat fățiș și împotriva orientării, brutal distructive, a comunismului, proclamând imparțialitatea sa măreață mai presus de orice luptă de clasă. Toate pretinsele publicații socialiste și comuniste care circulă în Germania aparțin, cu foarte puține excepții, acestei literaturi murdare și paralizante. 2. Socialismul conservator sau burghez. O parte din burghezie dorește să tămăduiască relele sociale pentru a asigura existența societății burgheze. Printre acestea găsim economiști filantropi, umanitariști, oameni care se îndeletnicesc cu îmbunătățirea situației clasei muncitoare, cu organizarea de opere filantropice, membri ai societăților de protecție a animalelor, fondatori de societăți de temperanță, reformatori de cafenea de cele mai diferite nuanțe. Acest socialism burghez a fost elaborat chiar sub formă de sisteme complete. Capil de cităm, filosofii de la misere, a lui Proudhon. Burghezii socialiști vor condițiile de viață ale societății moderne, dar fără luptele și primejdiile care decurg cu necesitate din ele. Ei vor societatea actuală fără elementele care o revoluționează și o descompun. Ei vor burghezia fără proletariat. Burghezia consideră, firește, lumea în care domnește drept cea mai bună dintre lumi. Socialismul burghez elaborează această concepție consolatoare într-un sistem mai mult sau mai puțin complet. Atunci când îl invită proletariatul să înfăptuiască sistemele sale și să pășească în noul Ierusalim, el nu îi cere de fapt decât să rămână în cadrul societății actuale, dar să le pede concepțiile sale dușmănoase despre această societate. O altă formă, mai puțin sistematică, Însă, mai practică, acestui socialism caută să facă în nesuferită clasă muncitoare orice mișcare revoluționară, demonstrându-i că ei nu i-ar putea fi de folos cu tare sau cu tare schimbare politică, ci numai o schimbare a condițiilor materiale de trai, a condițiilor economice. Prin schimbarea condițiilor materiale de trai, acest socialism nu înțelege însă nici de cum desfințarea relațiilor de producție burgheze care nu poate fi înfăptuită decât pe cale revoluționară, ci îmbunătățiri administrative realizate pe baza acestor relații de producție, adică îmbunătățiri care nu schimbă într-un nimic raportul dintre capital și munca salariată, ci care, în cazul cel mai bun, micșorează cheltuielile de dominație ale burgheziei și simplifică bugetul. Socialismul burghez și găsește expresia corespunzătoare abia atunci când devine o simplă figură retorică. Comerț liber în interesul clasei muncitoare. Taxe vamale protecționiste. În interesul clasei muncitoare. Închisori cu regim celular. În interesul clasei muncitoare. Iată ultimul și singurul cuvânt sincer rostit de socialismul burghez. Socialismul burghez constă tocmai în afirmația că burghezii sunt burghezi, în interesul clasei muncitoare. 3. Socialismul și comunismul critic-utopic Nu vorbim aici de literatura care a exprimat, în toate marile revoluții moderne, revendicările proletariatului, scrierile lui Babeuf, etc primele încercări ale proletariatului de a realiza direct propriul său interes de clasă într-o epocă de fierbere generală, în perioada răsturnării societății feudale, au dat inevitabil greș din cauza că proletariatul era el însuși nedezvoltat și pentru că lipseau condițiile materiale pentru eliberarea sa, căci aceste condiții nu sunt decât produsul epocii burgheze. Literatura revoluționară care a însoțit aceste prime mișcări ale proletariatului este în mod necesar reacționară prin conținutul ei. Ea propovăduiește un ascetism general și un egalitarism primitiv. Sistemele socialiste și comuniste propriu zise, sistemele lui Saint-Simon, Fourier, Oven etc., apar în prima perioadă, încă nedezvoltată a luptei dintre proletariat și burghezie pe care am descris-o mai sus, vezi, burghezie și proletariat. Inventatorii acestor sisteme văd, cei drept, antagonismul dintre clase, precum și acțiunea elementelor dizolvante din însăși societatea dominantă. Dar de partea proletariatului ei nu zăresc nicio activitate istorică proprie, nicio mișcare politică specifică lui. Deoarece dezvoltarea antagonismului de clasă merge în pas cu dezvoltarea industriei, ei nu găsesc în societate nici condițiile materiale pentru eliberarea proletariatului și caută o știință socială, legi sociale, pentru a crea aceste condiții. Locul activității sociale trebuie să-l ia activitatea lor inventivă personală. Locul condițiilor istorice ale eliberării, condiții fanteziste, locul organizării treptate a proletariatului ca clasă, o organizare anume născocită a societății. Viitoarea istorie a lumii se reduce pentru ei la propagarea și la realizarea practică a planurilor lor sociale. Ei își dau seama, cei drept, că planurile lor reprezintă înainte de toate, interesele clasei muncitoare, ale celei mai năpăstuite clase? Proletariatul există pentru dân și numai sub acest aspect, al clasei celei mai năpăstuite. Forma dezvoltată a luptei de clasă, ca și propria lor poziție în viață, îi face însă să se creadă mai presus de acest antagonism de clasă. Ei vor să îmbunătățească situația tuturor membrilor societății, chiar și pe acelor foarte bine situați. De aceea ei apelează necontenit la întreaga societate, fără deosebire, ba chiar de preferință la clasa dominantă. După părerea lor, ajunge să le înțelegi sistemul pentru a recunoaște că e cel mai bun plan cu putință al celei mai bune societăți cu putință. Ei resping de aceea orice fel de acțiune politică și mai cu seamă revoluționară. Ei vor să-și atingă țelul pe cale pașnică și încearcă prin mici experiențe, sortite, firește, eșecului, prin puterea exemplului să croiască drum noi evanghelii sociale. Această descriere fantezistă a societății viitoare, datând dintr-o epocă în care proletariatul este încă foarte puțin dezvoltat, când el însuși concepe încă în cip fantezist propria sa poziție, este produsul primelor aspirații pline de presimțire ale proletariatului către o prefacere generală a societății. Scrierile socialiste și comuniste conțin însă și elemente critice, ele atacă întreaga temelie a societății existente. Ele au oferit, deci, un material foarte prețios pentru luminarea muncitorilor. Tezele lor pozitive cu privire la societatea viitoare, ca, de pildă, desfințarea opoziției dintre oraș și sat, a familiei, a câștigului privat, a muncii salariate, proclamarea armoniei sociale, transformarea statului într-o simplă administrare a producției. Toate aceste teze ale lor nu exprimă decât necesitatea dispariției antagonismului de clasă, care începe abia să se dezvolte și pe care ei îl cunosc numai sub prima sa formă, vagă și nedefinită. De aceea, am se și aceste teze mai au încă un sens pur utopic. Însemnătatea socialismului și a comunismului critic-utopic se află în raport invers cu dezvoltarea istorică. În măsură în care lupta de clasă se dezvoltă și capătă forme bine conturate, această tendință fantezistă de a se situa deasupra luptei de clasă, această combatere fantezistă a ei pierde orice valoare practică, orice îndreptățire teoretică. De aceea, dacă în multe privințe fondatorii acestor sisteme au fost revoluționari, apoi discipolii lor alcătuiesc întotdeauna secte reacționare, ei păstrează neclintite vechile concepții ale dascălilor lor fără a ține seama de dezvoltarea istorică a proletariatului. De aceea ei caută în mod consecvent să slăbească din nou lupta de clasă și să împace antagonismele. Ei tot mai vizează realizarea cu titlul de experiență, autopiilor lor sociale, întemeierea unor falanstere răzlețe, fundarea de home colonies, înființarea unei mici cari, ediție în format redus a noului Ierusalim, iar pentru construirea tuturor acestor castele în Spania ei sunt nevoiți să facă apel la filantropia inimilor și pungilor burgheze. Treptat, treptat ei cad în categoria socialiștilor reacționari sau conservatori descriși mai sus, deosebindu-se de aceștia numai printr-o pedantărie mai sistematică, printr-o credință superstițioasă și fanatică în efectul miraculos al științei lor sociale de aceea ei se opun cu îndârjire oricărei mișcări politice a muncitorilor, care, după părerea lor, nu poate proveni decât dintr-o totală lipsă de credință în Evanghelia cea nouă. Oveniștii în Anglia, fourieriștii în Franța sunt unii împotriva cartiștilor, alții împotriva reformiștilor. 4. Poziția comuniștilor față de diferitele partide de opoziție, după cele spuse în capitolul 2, poziția comuniștilor față de partidele muncitorești deja constituite, adică poziția față de cartiștii din Anglia și față de adepții reformei agrare din America de Nord, se înțelege de la sine. Comuniștii luptă pentru înfăptuirea scopurilor și intereselor imediate ale clasei muncitoare, dar ei reprezintă totodată viitorul mișcării în mișcarea prezentă. În Franța, comuniștii se alătură Partidului Socialist-Democrat împotriva burgheziei conservatoare și radicale, fără a renunța însă prin aceasta la dreptul de a avea o atitudine critică față de frazele și iluziile care își au bârșia în tradiția revoluționară. În Elveția ei sprijină pe radicali, fără a pierde însă din vedere că acest partid se compune din elemente contradictorii, în parte socialiști-democrați, în înțelesul francez, în parte burghezi radicali. Printre polonezi, comuniștii susțin partidul care consideră revoluția agrară ca o condiție a eliberării naționale, același partid care a fost sufletul insurecției din Cracovia în 1846 în Germania, atunci când burghezia are o atitudine revoluționară, Partidul Comunist luptă alături de ea, împotriva monarhiei absolute, a proprietății funciare feudale și a spiritului mic burghez. Nici o clipă însă partidul nu încetează să dezvolte printre muncitori o conștiință cât mai limpede asupra antagonismului ostil dintre burghezie și proletariat, pentru ca muncitorii germani să poată preface de îndată condițiile sociale și politice pe care trebuie să le aducă cu sine dominația burgheziei, în tot atât arme împotriva burgheziei, astfel ca după răsturnarea claselor reacționare în Germania să înceapă imediat lupta împotriva burgheziei însăși. Asupra Germaniei își îndreaptă comuniștii atenția în primul rând, pentru că Germania se află în ajunul unei revoluții burgheze și pentru că ea va să vârși această revoluție în condiții, în genere, mai înaintate ale civilizației europene și cu un proletariat mult mai dezvoltat decât Anglia în secolul al XVII-lea și Franța în secolul al XVIII-lea, și deci revoluția burgheză germană poate fi numai prologul direct al unei revoluții proletare. Într-un cuvânt comuniștii sprijină pretutindeni orice mișcare revoluționară împotriva orânduirii sociale și politice existente. În toate aceste mișcări ei pun pe primul plan, ca problemă fundamentală a mișcării, problema proprietății, indiferent de forma mai mult sau mai puțin dezvoltată pe care aceasta ar avea-o. În sfârșit, Comuniștii militează pretutindeni pentru unire și înțelegere între partidele democrate din toate țările. Comuniștilor le repugnă să-și ascundă vederile și intențiile. Ei declară fățiși că țelurile lor pot fi atinse numai prin doborârea violentă a întregii orânduiri sociale de până acum. Să tremure clasele dominante în fața unei revoluții comuniste proletarii n-au de pierdut în această revoluție decât lanțurile. Ei au o lume de câștigat. Proletari din toate țările, uniți-vă! Audia să se zdal Sergei Tulinev. Canal Leningrad.